Pentru că am asistat la scrierea acestui cântec acolo pe Giulești. Nu cred așa ceva. Da, da. Vorbești serios? Deci practic tu ai fost martorul acestei... Da, știi cum s-a întâmplat? Cum? Pe stadionul Giulești în acei ani, Rapidul era în divizia B. Cum a fost de multe ori în existența ei. Te rog foarte mult, se întâmplă și cu AU ceva. A venit și ceaiul. Mulțumim frumos, foarte Andrei. Bine. Bun. Și jucam o miuță, cum se făcea cel puțin o dată pe săptămână în echipa revistei Flacăra și a Cenacului Flacăra. Scuze-mi, tu jucai miuță? Nu, toți. Adrian Păunescu, Victor Socaciu, Ovidiu Ianițoaia. Nu cred. Nu cred așa ceva. Mai mult, și din echipa Rapid, din echipă sau din staff. Și ce s-a întâmplat? La un moment dat, dând mingi de încălzire, acolo în zona de iarbă din spatele porții, pe unde se intra, pe unde era închisă potcoava. Pe vremuri. Între două mingi, așa Adrian Păunescu zice, hai să scriem unii pentru echipa asta. 1980. 79. Pe la începutul august. Și îi zice lui Victor Socaciu, gândește-te, Socaciu avea atunci, cât avea? Avea 26 de ani, era abia intrat în echipa Cenacului de ceva vreme, zice, sper că ai chitara la tine. Sigur, sigur, boss. Du-te și iau din portbagaj. S-a dus o ia din portbagaj și până a venit Socaciu cu chitara de la portbagaj, în timp ce, îți repet, se dădeau pase. Tata îi spune lui Ovidiu Ianițoaia, care era redactor la revista Flacăra. Îi spune, Ovidiu, notează. Sper că ai pe ce. Sigur, șeful. nu știu ce a luat. Un carnețel, un carton de mici, știi? Da, stadion, e tradiționalul. Un șervețel, habar n-am, și a scris. Notează, zice Adrian Păunescu. Suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid, noi echipă mai frumoasă și iubită ca Rapid. Între timp vine Socaciu. Noi tot dădeam un minge, eu aveam 10 ani. Da. Și îi dă textul, compune.
și face piesa pe care ați auzit pe loc. După care Socaciu zice, boss, facem și un refren? Sigur că da, hai! Rapid, rapid, luptă dacă te iubești, rapid, rapid, hai da, hai, rapid, iubești. S-a scris piesa, s-a jucat fotbal, s-a înregistrat pe un magnetofon și a intrat în istorie. Ăsta și imnul Craiovei sunt cele mai frumoase imnuri sportive ale noastre. Măi, mi se pare senzațională povestirea ta. Atenție, ca să spun foarte sincer, noi am cântat deja Eterna Terra Nova. Când? A venit un coleg de-al lui Cristi, pentru că și Cristi e din Craiova, îi zice Shelly, un tip, Shelaru. Am auzit, pune Shelly pe cai. Are mare succes. Așa, și el a cântat Eterna Terra Nova, chiar o știa foarte bine. Adică sunt două pagini, să zic așa, istorice, da, de melodii care, din când în când, și asta cred că este rolul cel mai important al acestor melodii. Dom'le, ne conduce... La pauză ne conduce echipa adversă cu 2-0. Dar dacă pui imnul, domne, am vitalitatea, ce speaker motivațional. Domne, punem imnul ăsta și cu siguranță o să fie gol. Iar din toate aventurile mele pe stadion și din toate aventurile mele pe unde a jucat Rapidul, vreau să spun că această piesă face ca Rapidul să fie iubită și de alte... Exact, exact. Sunt foarte mulți suporteri ai altor echipe, printre care și steliști și dinamoviști, care n-au imnuri, culmea. Două echipe mari care n-au imnuri și care spun, aia care au puterea să nu fie fundamentaliști, doamne, țin cu Steaua, dar imnul Rapidului e cel mai frumos. Sau sunt dinamoviști, dar când aud imnul Craiovei, invidiez că n-au și... câinii, sau mă rog, căței noștri, așa ceva. Întrebăm aici podcastul nostru, pentru că în cele ce urmează Andrei și-a pregătit o surpriză. Nu, ți-am pregătit ca să pot să ajung și la lucrurile serioase de aici. Deci ești primul invitat care mi-aduce ceva de îmbrăcat. Chiar mi s-a atras în deze. Bă, Horia, dar numai tricoul ăla negru ăla-i? Știam că vei fi invidios pe acest tricou. Eu bag la patron. Eu bag la patron, eu bag la stat. E un cântec al meu și este și o carte, așa. Pentru Horia, unul sigilat, un tricou. Sigur că da. Pe care pe spate, așa, ies pe spate scrie deviza noastră de popor. Popor de somnoroase păsărele. Asta suntem noi, dar avem imn, deșteaptă-te române. Îți mulțumesc foarte frumos. Așa? Și ca să nu ne certăm, ia, fii atent. Am adus și un tricou ce n-a în sfârșit, ăsta îl vream de mult. Ăsta îl vream de când am auzit la radio. Puțin că eu bag, este câte cum e cartea mea. Ăsta totuși sunt ale mele cumva, dar sunt moștenite, știi? Și pe spate trei versuri fundamentale. Doamne, ocrotește-i pe român și totuși există iubire pentru vechile hotare, pentru România mare. Pentru Horia Brânciu, n-am avut mai mult decât XL. Scuze-mă, nu știu unde... băi, nu mai vede. Nu, am vrut să spun... Alo. Am vrut să spun, n-am avut mai mic. Am rugăminte, poate nu v-ați dat seama, dar eu am mărimea la tricou S. De la Superman. Voi nu știți ce înseamnă chestia asta, pentru că sunt destine. Îți mulțumesc foarte mult pentru tricouri. Cu mare plăcere. Și eu am avut, și eu vreau să-ți dau acest ceai și această cafea. Da. Vreau să bei. Da. Scuze-mă, ți-ai adus... Mi-am adus tot ce îmi trebuie. Uite, dacă nu-ți vine să crezi, chiar este o carte. Eu bag la patron, eu bag la stat. Da. Mama mia. Deci bine ați venit la emisiune. Sunt lucruri complicate, deloc simple. Am o introducere și după aceea îi dăm drumul. Dragii mei, astăzi la lucruri simple avem un scriitor, un jurnalist, un caricaturist, un tată și un solist. Și un bunic, ai uitat. Stai, dezvălui tot acum. Dacă ai spus tot, lumea la ce să se uite? Și un conferențiar universitar, ca să-ți spun, el este Andrei Alexandru Păunescu. Aplauze! Păi nu, asta. Totul mergea cam bine. Cam asta a fost emisia, la revedere! Totul mergea bine. Mergea bine până când ai băgat-o pe aia cu conferențiar universitar, că aici pică audiența și se sporujește pereții. Din fericire, așa, pentru audiență, după 20 de ani de catedră universitară, nu mai sunt, că am închis. Titlul rămâne. Titlul rămâne în memoria studenților și foarte mulți studenți pe care îi întâlnesc prin instituții sau prin televiziuni
Își amintesc de anii petrecuți acolo. Au învățat. Tu acolo ai predat jurnalism. Jurnalism, tehnici de radio, de televiziune, de presă scrisă, cam tot ce am învățat și eu de la... Trebuie să vă spun că astăzi este 2 mai, sau cum se spune 2 mai, așa se spune corect. Da. Iar mâine acest om din fața mea, care are... care are o figură extraordinar de tânără, care are, este bine făcut, suplu, este, după cum a mărturisit chiar el, bunic. Doamnelor și domnilor, acest om din fața mea împlinește 23 de ani. Nu te uita la așa, 33 de ani. Mai mult nu dau. Poți, dacă știi să numeri, mai spune. 43 de ani. Mai mult nu-ți mai dau. Mai pune. Nu-ți dau mai mult. Mai pune. Născut pe 3 mai 1969. Știți unde a fost născut? Undeva la Woodstock. Pentru că altfel nu-și lua chitara în mână. Altfel nu-mi explic, iartă-mă. Woodstock, dacă maternitatea Giuleș a schimbat numele... Da. Băi, fantastic! Tu te-ai născut la maternitatea Giulești. Da. Noi am cântat aici ceva legat de Giulești. Cercul s-a închis, îmi pare rău. Da. Tu ești din Brașov, dar... trebuie să iei act de Universitatea Craiova. Am luat act de tot ce mi-ai spus. Vreau să spun că maternitatea la care m-am născut eu, în care m-am născut eu în Brașov, nu are un titlu sonor. Se numea Puștoaica, nu? Că din Brașov a venit băiatul, regretatul nostru coleg Ovidiu Haidu, care a dus cântecul Puștoaica la cena cu Flacu. Oh, Doamne! Așa se numea? Așa se numea Puștoaicu. Vreau să te întreb un lucru. Înțeleg că împrejurimile astea din jurul Academiei noastre nu sunt străine. Nu, foarte aproape stătea sora mea Ioana, regretata mea soră, prima născută dintre copiii lui Adrian Păunescu, după care au venit mulți, încă nu știm câți, dar nu e timpul pierdut, că procesele continuă și acum și ne-am obișnuit. Deja e mai multă viață cu procese și știi ce e deranjant? Că măcar tata s-a dus în 2010, deci sunt... Da. 12 ani. 12 ani în noiembrie vor fi. Da. Doamne, măcar dacă am ține-o în procese pentru mai multe cazuri, dar pentru un caz. Adică eu mă așteptam să fie mult mai mulți copii. Eu zic să mă așteptăm adică puțin. Să fie bucurie. La cât a umblat tata până țară, sală cu sală, teatru cu teatru, sat cu sat, să am mult mai mult frați. Mă bucur foarte mult că ai adus aminte de familie și vreau să te întreb un lucru. Cu siguranță în multele tale interviuri ți-au fost adresate foarte multe întrebări. Una pe care mă interesează pe mine foarte mult să ți-o adresez este următoarea. Ce ai moștenit de la mama ta? Constanța Buzea. Sunt pregătit pentru chestia asta. Am și publicat într-o carte un text foarte scurt, o poezie, să zicem, bazându-mă pe cunoscuta sintagmă a lui Adrian Păunescu, Totul și Birea, și pe cunoscuta sintagmă, care este titlul de carte, de Constanța Buzea, Cheia închisă. Și am zis, sunt cheia închisă și totuși iubirea mamei și a tatălui. Da, cred că am moștenit răbdarea... Răbdarea, da? Răbdarea, da, ea era o tipă răbdătoare. Păi altfel, cum să fi stat 17 ani cu Adrian Păunescu? Până când, sigur, apele s-au limpezit și au divorțat, mulți copii sau mulți oameni în situația mea spun, Doamne, sunt așa de traumatizat, s-au despărțit părinții. Da, a fost o traumă. Dar Doamne ajută că au divorțat, că altfel mureau atunci, când erau căsătoriți, legați într-o căsnicie pe care, din diverse motive, ar fi spart-o. Nu, e bine că s-au despărțit, că au supraviețuit. Dacă ai zis de răbdare din partea mamei tale, da, ce ai moștenit, dincolo de lucrurile vizibile pe care le... Răbdare le... și talent, stai puțin, că m-ai oprit după... Iartă-mă. Răbdare, talent, modestie, că toată știința de a tăcea, nu astăzi, pentru că aseară am vorbit cu Florin Cărinescu și i-am zis că comentam tot felul de lucruri și mi-a spus, domnule, și acum primesc mesaje în care lumea mă întreabă cum de Sfântul Andrei 2021 în emisiunea mea eu am tăcut când ai fost tu invitat. Pentru că eu, înainte să ajung în emisiune atunci, i-am zis, nea Florin, deci măcar astăzi lăsați invitatul să vorbească. Și a fost extraordinar de... Să știi că te-a lăsat. Da. Am văzut emisia. Așa încât sunt hotărât să fac același lucru. Mie nu mi-ai dat niciun mesaj, Nea Horia, lăsați-mă să vorbesc. Eu n-am primit niciun mesaj în sensul ăsta. Nea Horia? Bă, Horicel, Horică sau... Ai zis când m-ai prezentat cu
toate titlurile vârst, aferente. Vârste, aia cu conferențiarul uit-o ca să rămână audiență. Deși să știi că sunt foarte mândru de ce am predat, că am predat numai lucruri pe care le-am gândit niciodată ce mi s-a impus. Trebuie să vă spun, prieten, dragii lui Horia Brânciu, și sper și ai mei, că înainte să vin aici am vorbit de puține ori, n-am vorbit niciodată despre ce va fi aici, n-am vorbit... Mi-a spus atât. Odată mi-a zis, te rog să aduci chitara. Eu l-am păcălit și i-am zis, vin și cu aia rece, și cu aia electrică, și cu amplificatorul. Și s-a blocat. I-am zis, amplificator? Dar tu ești amplificatorul. Dar de trei ori mi-a zis, te rog să vii nemâncat. Așadar, dincolo de aceste calități pe care le-ai spus de la mama ta, vreau să te întreb, de la Adrian Bonescu ce ai moștenit? Cu siguranță am moștenit de la tata plăcerea de a iubi femeia și nimic altceva. Adică, și prima melodie acestei, să iubesc femeia. Adică, el a și scris într-o poezie veche, răspunzând unora care îl acuzau pe nedrept, că e bețiv, că este, că face tot felul de trăznăi, că este, cum să spun eu, doritor de înavuțire. Nu, el a făcut o bucățică de avere, fiindcă a fost foarte productiv. Dar a zis, domnule, eu nu beau, eu nu am vicii. Și a scris o poezie numită Nobilul Viciu, în care povestește una alta, și spune, femeia este singurul meu viciu. Așa că, măcar în privința acestei traiectorii în viață, vă asemănați. La moștenit. Nu știu ce e în viitor, că știi, progresismul ăsta e nebănuit. Tu arăți mult mai tânăr decât vârsta ta. Ești un om care deja a trecut de jumătate de secol. Cum reușești? Deci oricum ai dau-o la treaba asta după o anumită vârstă. Arăți bine sau arăți rău pentru vârsta ta. Nu e de bine. Cura de care spui a fost o cură de a fi eu însumi. Și asta am învățat apropo de ce am moștenit de la tata. Nu rămâi un om vertical și un om puternic sau un om, cum zici tu, cum ai definit integru. Așa, dacă trăiești viața altcuiva, dacă trăiești principiile altcuiva, dacă iubești ce vrei să iubești, dacă te desparți de cine vrei să te desparți, dacă ai sentimentul că lași ceva după tine, și asta e foarte important, copii, cărți, cântece, amintiri frumoase, texte, atunci lucrurile sunt de la sine. Sunt de la sine rezolvate. Altfel poți să mănânci toate verziturile și crăpi de altceva tânăr. E cel mai bun, e unul dintre cele mai constructive sfaturi, să trăiești viața intens, dar să o faci echilibrat și cu dragoste. Cum zicea cineva, trăiește cu dragoste și dor de ea. Tot timpul când ai fost invitat la interviuri, ai vorbit despre tatăl tău. Eu cred că ar trebui lumea să te cunoască puțin mai bine. De aceea voi plonja, să mă exprim așa, direct într-o întrebare foarte interesantă, după ce o voi face o scurtă descriere. Tu ai făcut liceu de fete Zoia Cosmodemianska. Așa îi se spune, era fosta și ulterior redevenita școală centrală. Perfect. Trebuie să știe urmăritorii noștri de astăzi, da, că Andrei al nostru a fost, și vreau să-mi infirm sau să confirm lucrul ăsta, a fost coleg de clasă cu fiica lui Nichita Stănescu. Da, am fost coleg de clasă, chiar în clasa noua, prima a liceului. Mirela. Am intrat în primul trimestru având o colegă pe Mirela, care purta alt nume atunci, și în acel decembrie 83 Nichita a murit, dar nu a murit fără să rezolve o chestiune importantă pentru cei care erau familie. A adoptat-o pe Mirela, care era cumnata lui. Mirela era sora Dorei, soția lui. Nu este copilul biologic al Nichita. Și atunci, după tragedia din decembrie 83, când ne-am revăzut după vacanța de primăvară, Mirela, care purtase numele de fata lui și al surorii ei, Dora, anterior, a revenit în trimestru 2 cu numele Mirela Stănescu. Așa este. Mirela Stănescu. Dar vrei să spun ceva? Hai că mi-ai adus aminte de ceva foarte tare. Zi. În 27 martie 1987, Mamă, deci eram o secundă, eram în clasa a 12-a și eram acasă în Dionisie Lupu 84 la noi acasă și așteptam să vină la mine niște colegi de clasă, printre care și Mirela Stănescu. Și tata, văzându-mă agitat, bănuind
Nu știu, că întâlnire... 14 ani aveai atunci. Nu, în 87 aveam... Da, nu, 87, scuze, 17. Aproape 18. Aproape 18. Mi-a zis, ai o melodie? Și am zis, da. Și mi-a scris un cântec, o poezie și eu am scris atunci o melodie despre așteptarea. Așteptarea Mirelei. Și a celorlalte, și a celorlalți colegi. Mi-am procurat un cal din târgul de mașini, i-am potcovit copitele cu foc și spini, i-am dat o țuică mare și un sac de orz, cam vechi să nu mai știe drumul de întors. Te-aștept cu el pe scară lângă lift să vii, să te răpesc și apoi să făurim copii. N-ai nicio șansă, niciun fel de șansă, nu, copitanul și-a liftului nervos bătut. În fiecare pas meroi am vrea și noi, dacă se poate, o viață numai pentru noi, pentru noi, o viață în realitate. În fiecare pas meroi am vrea și noi, dacă se poate, o viață numai pentru noi, pentru noi, o viață în realitate. Bine, asta s-a întâmplat atunci. Atunci, pe loc. Da, iartă-mă, și nu, știi ce, apropo de Nikita, când o vizitam eu pe Mirela sau când mergeam mai mulți colegi la Nikita acasă, mm-hmm, lucrurile rămăseseră în casa lui Nikita din Piața Amzei la fel. Iar soneria de la apartamentul, incredibil, un apartament de două camere, Nikita Stănescu stătea la etajul 2, cred, într-un bloc din Piața Amzei, uriașul poet stătea într-o căsuță de două camere și soneria era un disc așa împărțit în patru, ca un cașcaval împărțit așa. În... Și fiecare... Partea cașcavalului. Era o altă notă muzicală. Și am descoperit, după ce am scris piesa asta, că pot să cânt refrenul ăsta și sunam la ușa așa. Și se deschidea ușa. Da, și se deschidea ușa. Bine. Auzi, aviane, trebuie să vă spun. Am așa o imagine plăcută. Chiar dacă nu s-a întâmplat, chiar dacă s-a întâmplat, gândiți-vă la un singur lucru. Ședințe cu părinții. Cum ar fi fost, nu cred că s-a întâmplat, nu asta, s-a întâmplat, dar cum ar fi fost la ședința cu părinții să vezi într-o bancă pe Adrian Păunescu și pe Nikita Stănescu în față, evident, un profesor sau un... Să știți că nu merg bine notele copiilor dumneavoastră. Iar ei să spună, bine, domnule, bine, mai e ceva de spus. Adică mi se pare o imagine senzațională, ședința cu părinții. Hai să vă spun o chestie foarte tare apropo de părinți, de Nikita Stănescu și de Adrian Păunescu. O chestie pe care puțină lume o știe, foarte puțină lume a identificat-o în teza de doctorat a lui Adrian Păunescu, care este dedicată lui Nikita, lui Marin Sorescu și lui Ioan Alexandru. Trei poeți de geniu din generația 60. În acea carte, teză de doctorat, repet, nu așa un articol, tata face o mărturisire și spune, e de datoria mea să vă spun ceva. Referitor la Nikita, care nu are un urmaș biologic pe acest pământ. Că el nu a avut un urmaș biologic, iar Mirela a fost fiica lui, v-am povestit în ce împrejurare. Și Adrian Păunescu povestește în acea carte științifică, dar care este o chestiune, un amestec de personal, de orgoliu și de știință, știință teribil. Da. Spune așa, s-a întâmplat în viața noastră de bărbați un lucru pe care eu, cu orgoliul meu de mascul, n-ar trebui să-l recunosc. Dar am iubit aceeași femeie. Ea era iubitoare de poeți. Și niciodată nu era hotărâtă pe cine iubea mai mult. Pe Păunescu sau pe Nikita Stănescu. Din acele iubiri s-au născut trei copii. Femeia aia este mamă a trei copii. Despre unul dintre copii e aproape sigur, e aproape cert că paternitatea e lămurită, zice Adrian Păunescu. Dar asupra celorlalte două fiice pe care eu, la un moment dat, credeam sau îmi dădea impresia acea femeie că sunt fiicele mele, am toate datele că nu sunt ale mele. Deci e posibil ca pe această planetă să existe totuși două fiice biologice ale lui Nikita Stănescu născute de o mamă iubitoare de poeți. Vezi, de-aia nu m-a făcut poet. M-am făcut cântăreț. Când Adrian Păunescu scotea un volum de poezii, nu era o broșură.
sub nicio formă. Era o carte serioasă, era o carte consistentă, care de fiecare dată, dând pagini, erau pagini muzicale, pentru că de asta cred că au și prins viață în multe melodii, pentru că versurile te îmbiau la muzică. Țara, în poezia lui Adrian Păunescu, sunt texte comentate și prezentate, inclusiv cu poveștile scrierii. De respectivelor poezii. Da, părinții și copiii. Și când zicem țara, știm ce zicem. Doamne, ocrotește pe român, trăiască România și un român la Putna, toar de al, toate nebunile alea de poezii intrate în folclor. Părinții și copiii, în opera lui Adrian Păunescu, și zicem rugă pentru părinți, repetabila povară, haide mamă, haide mamă, hai. Și dragostea, vai de mine. Deci aici la dragoste este teribil, că sunt... Mi-am luat... Și toate sunt comentate toate de tine sau comentate de... Nu, sunt comentate de mine din ce am trăit. Aha, aha. Cum am trăit, cum le-am văzut scrise, cum le-am cunoscut pe eroinele. Practic, biografia fiecare poezii, cu alte cuvinte. Da. Scuză-mă, în liceu am mai fost coleg într-o clasă mai mică, e adevărat, cu Anita, fiica lui Fănuș Neagu. Am fost coleg într-o clasă paralelă cu Mihai Popescu, Michi, fiul lui Dere Popescu. Ah, Dere Popescu. Au fost mulți artiști, multe personalități importante care și-au dat copiii la liceul central. Toți din Brașov spun chestia asta. Cu cine ai fost coleg? Cu Brânciu. Atât. Eu am fost singur în școală. Perfect. Fratele tău, adică, nu? Extraordinar. Să trecem mai departe la ce... Măi, cine i-a spus poate asta? Așa. În facultate de filologie ai fost coleg cu Marian Munteanu. Există o diferență când vorbim de generații. Aha. Adică, Mircea Vulcănescu împarte generațiile în șapte, sociologic, statistic. Eu zic că generații sunt vreo două. Generația biologică, istorică, aia, că ești cam de aceeași vârstă, și generația culturală sau generația, cum să spun eu, de opțiuni, când oameni de vârste diferite fac parte din același curent literar sau muzical, știi? Adică unul debutează la 20 de ani, altul debutează la 50 de ani, dar ei sunt din același val muzical. Am înțeles. Deci, noi am fost colegi de an, timp de 4 ani, 2 pe vremea comunismului, 2 pe vremea de după, dar el era mult mai mare decât noi. Noi am intrat la 18 ani, el a venit la 20 spre 30 atunci. Nu asta era problema. Problema care ne-a uluit pe noi este că el, care a fost primul intrat în Partidul Comunist în anul nostru și a fost secretar de partid și în anul următor, imediat ce s-au schimbat lucrurile, a devenit cel mai anticomunist și ne-a uluit. Atunci am înțeles cât de ușor se pot duce carnetele de partid și opțiunile și pieile de... Dar, mă rog, au fost vremuri. Noi amândoi am fost cu un picior în regimul de tristă amintire și cu un picior în democrație. Tu cu un picioruș, că ești mai mic. Eu cu un deget de la picior, dacă vrei. Crezi că asta ne-a avantajat? A fost, cum să spun eu, greu de presupus pentru o formă de viață, pentru o vietate, ca să nu mai simt pentru o conștiință de pe planeta asta, să aibă o șansă uriașă pe care am avut-o noi, să fim totuși în niște decenii în care n-am simțit terorile, care iată aici lângă noi, se văd acum, se văd posibile chiar și în secolul 21. N-am simțit totuși stalinismul, n-am simțit pușcările politice, n-am simțit războiul și sper să nici nu-l simțim. Am fost și martori la lucruri care au schimbat omenirea. Gândește-te că noi când eram copii nu exista internetul în deloc. Forma lui practică. Pe vremea aceea nu existau toate șansele astea care de obicei se parcurg în milenii sau în secole. Am fost martor la lucruri care au schimbat cursul planetei și 11 septembrie. Eu chiar eram acolo la 11 septembrie 2001 la New York. Da. Chiar chitara asta am cumpărat-o cu câteva ore înainte de spectacol și o să-ți povestesc dacă vrei, și ea ne-a salvat viața. Exact chitara asta. Deci am fost martori și unor participanți la niște schimbări teribile de sistem, de mentalitate, nu toate în bine. Vrei să spun povestea chitarei? Da, nu, mi se pare formidabil. Da. 11 septembrie 2001. Da. 2001, eram la New York împreună cu tatăl meu și cu Ana Maria, sora mea cea mică. Ea avea atunci... O sărutăm pe Ana Maria. Da. Și... eram de câteva zile acolo să facem niște lansări de carte, să facem niște întâlniri. Toți trei erați la New York? Toți trei eram la New York și trebuia
ar fi trebuit să ne cazăm în hotelul Marriott, care era chiar lângă Millennium, care era chiar lângă World Trade Center. În ultima clipă tata a zis, nu, hai să stăm undeva mai puțin mai modest, să nu ne, să nu abuzăm de generozitatea gazdelor. Și în 10 septembrie, pregătindu-ne noi pentru întâlnirea de seară de la comunitatea românească în sala Transilvania, în cartierul Queens, tata zice, băi, Andrei, ce cântăm diseară? Păi nu cântăm. Și îi spun, n-am chitară. Nu cântăm nimic, n-am chitară. Bine, m-am venit cu 10 valize în America, cu cărți, cu toate, și tu nu ai, n-ai chitară? Și îi spun, tată, din America te întorci cu chitară. Și el zice, și îi spun, cum era să vin cu chitară aici? Ei, nu e nicio problemă, cât o costa o chitară? Că, știi, prețurile atunci erau și mai bune în America față de Europa. Da, corect. Și îi spun, să știi că nu dau 200, 300, 400 de dolari pe o chitară, că avem chitări din astea acasă câte vrem. Păi ce vrei să spui? Doamne, eu dacă dau niște bani și sunt dispus să dau toți banii pe care am la mine pentru o chitară, dar puneți toți la bătaie, facem o chetă, luăm o chitară adevărată să fie, să o ține minte toată viața. Și a pus și tata ceva, a pus și doctorul Napoleon Săvescu, care era gazda noastră de la organizația Dacia. Uh-huh. Un istoric, un medic și un istoric foarte interesant, care susține că noi nu suntem urmașii Romei. Că, de fapt, romanii când au venit la Daci, aici, în Dacia, acum 2 milenii, au venit la strămoșilor. De aia limba dacă n-a dispărut pentru că era foarte asemănătoare cu latina. Niște teorii foarte interesante. E, toți au pus bani lângă bani, inclusiv eu, și am cumpărat această chitară. Iar pe, în seara de 10 septembrie 2001, cu câteva ore înainte de dezastru planetar, noi, datorită acestei chitare, n-am făcut o lansare de carte de o oră. Și am făcut o lansare de carte cu cântare până dimineață. Eu am filmat-o și o să o și public. Pe pagina ta de YouTube. Da. Am publicat ceva de acolo, dar spectacolul ăsta nu. Deci această chitară ne-a făcut să ne culcăm târziu, să ne sculăm pe 11 septembrie foarte târziu, și aici e foarte interesant, și să nu fim pe 11 septembrie la ora 9 în clădirea World Trade Center unde aveam o întâlnire. Deci aveam o întâlnire și pentru că a fost această chitară și am... Știi ce înseamnă să stai cu o chitară în mână și să o lungești până în altă. Nu ne-am putut trezi și ne-a salvat viața un cântec împreună cu o chitară. Și am revenit cu primul avion cu care am putut ajunge la București în 18 septembrie, în același avion în care s-a întors și Ilie Năstase, care a fost blocat atunci la... turneul de Grand Slam de la New York și așa mai departe. Nu te așteptai la atâtea povești. Nu, Rapidul. Mai da peste pe spate cu chestia asta. Dincolo de asta, eu acum de fiecare dată când o să mă duc afară, știi ce o să fac, nu? Îmi iau chitări, tăticule. Bună ziua, ce faceți? Am venit aici să-mi iau chitări. Nu, dar asta am și făcut pentru că toate ukulelele mele din Academie sunt luate din Londra, știi? Am dat cu degetul pe una, e dezacordată, să știi că asta nu e de bine. Una dintre ele era dezacordată pe traseu. Să știi că asta este acordată. Uite, asta, da? asta alea nu e ukulele. Nu, bine, da. Aoleu, jalnic. Întrerupem aici podcastul nostru, după aceste povești, nu merită aceste jigniri. Dă puțin coarda mie. Ce am? Dă ia. Ia uzi. Nu, liber. Perfectă. Nu, nu-i perfect. Ești mai sus, nu auzi. Stai să o reglez acum. Stai că o reglez acum, na, uite o reglez. Vrea să se scoată. Aoleu, invers. Stai. Te cunoaște stai. Că ești pianist și nu chitarist. Stai. Uite, gata. Văd la fereastra ta târziu. Vărs la fereastra ta târziu? Nu, că asta era. Erau încânte pe care cântau bețivii din lumea muzicală. Vărs la fereastra ta târziu. Nu mai văd că și irachie. Nu-i cazul meu, știi? Nu-i cazul meu că tata când era mic și m-a luat în urma divorțului de mama, m-a luat la el. Așa? Cu forța m-a răpit de pe stradă, știi? Nu cred. Dacă vrei să-ți povestesc la un moment dat și plătești bine, spun. Câteva luni am fost, mă rog, în dubiu până m-am acomodat. Da, după ce l-am cunoscut și mi-am dat seama că a fost șansa vieții mele,
m-a răpit pentru că mama și bunica, să le odihnească Dumnezeu, mă țineau departe de el, îmi interziceau să-l văd, mă rog, o dramă a copilării. Dar, la un moment dat, când m-am prietenit cu tata foarte, foarte devreme, atunci, pe la 9 ani, 10 ani, mi-a și spus, bă, uite, asta e cămara. El, care nu era un băutor, avea toate băuturile în casă. Nu bea deloc. Nu că nu bea deloc, dar nu bea. Și-a dat seama la timp că foarte mulți artiști sau scriitori talentați, nu, artiștii, scriitorii fiind și ei artiști, foarte mulți oameni de cultură talentați își pierd viața mult mai mult în bufet, la birt și lasă prea puțin, prea puțin opere, opere, da, și prea multe povești orale. Ce contează? Contează să te simți bine în viață, dar și să lași după tine câte ceva. El a făcut și una și alta. Și asta încerc să fac și eu. Dar hai să revin. Și mi-a zis, uite, asta e cămar. Acolo sunt spiritoase. Ăla e whisky, ăla e coniac, ăla nu știu ce. În pivniță avem vin. Dacă vrei, uite-te, întotdeauna dacă vei vrea să bei, mai bine bei acasă decât să te faci, să fii penibil, să bei toate prostiile, să te îmbezi sau să fumezi prin WC-uri cu colegii. Și pe la 11 ani, țin minte că eram la Cheia, în județul Brașov, nu? Da. Eram la o masă, știi cum sunt, cum erau cele două hoteluri, ale ascuțite din centru. Absolut. La Cheia. Eram la o masă cu câțiva membri ai Cenacului și cu câțiva ziariști de la Flacăra, printre care și caricaturistul Sorin Postolache. Și se fuma, stai să... Tata nu fuma, se lăsase de mulți ani. Și... eu îi vedeam pe cei ți-ați cu fumează. Și zic, tată, vreau să fumez și eu. Și zice, poftim? Ai nebunit? Vreau și eu să fumez. Da, mă, dați-i o țigară. Decât să fumeze în closet cu colegii, mai bine, mai bine vede cum e. Și mi-a dat o țigară, Sorin Postolache, cred. A nimerit o țigară chinezească, de-aia aromat, o mizerie. Era... bonsă. Nu, omei. Omei. Cunoscătorii. Da, aici avem numai coleseri mai aici. HBO Orchestra. Da. Și mi-a dat o țigară, am tras un fum, am tras două, mi-am dat seama că nu-i nicio chestie, nicio mecherie. Da. Și el a adoptat o tactică foarte bună. Nefiind interzis, n-a fost interesant. Mm-hmm. Libertate. Știi ce? Uite, tactica asta cu sora mea, regretata soră Ioana, n-a mers. Ea, nefiind interzis, s-a apucat de fumat și se pare că asta a și contribuit la boala ei finală. Dar, până la urmă, cine știe? Dacă ne gândim la Keith Richards de la Rolling Stones. Da. Deci omul ăsta, nu știu, să spună cineva pe lumea, pe planeta asta, a pământ, că l-a văzut treaz de când a apărut în scena, în viața publică, din 60. Ba mai mult decât atât. La a concertul... căzut din cocotier, l-a prizat pe taicăsu împreună cu cocaina după ce l-a incinerat și a rupt noada la 70 de ani. A băut mai mult decât toate piscinele olimpice. Și uite-l că e în viață. Alții duc vieți exemplare, dar sunt crispați. Dar nu vreau să trec mai departe, iartă-mă că te întrerup. Dar dacă știi atât de multe despre Keith Richards, despre Rolling Stones, cu siguranță nu știi nicio piesă de-a lor. Acum am găsit și eu să dansez. În urmă cu câteva săptămâni am scris un text pentru cartea Marinei Almășan despre Victor Socaciu. Așa? Ea ne-a cerut tuturor contributorilor câteva rânduri, o amintire, dacă se poate concret, adică nu... nu lungă, astea, așa ceva. Victor a fost un mare compozitor și un mare patriot. Una firească, naturală. Și am zis, bine, Marina... Marina. Fosta soție că cu Brâncoșa. Da. Ultima soție, tocmai m-am văzut la festivalul Om Bun de la Breaza. Și e bine că un bărbat a avut vânturile, valurile. Așa. Și am i-am dat 10 amintiri, 10 pastile, una dintre ele fiind o chestiune care privește Rolling Stones. Eram copil, Victor Socaciu intrase în Cenaclu și tata îl considera un tip foarte serios și foarte unul dintre puținii care venise deși cu un bagaj de poezie în minte, cu compoziții, cu o anumită ideologie. Știi că, apropo, Victor Socaciu este nepotul caporalului Manolache,
care a înfipt tricolorul pe Parlamentul de la Budapesta în 1919. Victor Socaciu este nepotul caporalului român Manolache, care atunci când România a eliberat Budapesta Roșeața lui Bela Kun, care vrea să transforme în Republică Bolșevică Ungaria, s-a dus și a... El n-a fructificat chestia. De fiecare dată când m-am văzut cu Victor, niciodată, Dumnezeu să-l ierte, niciodată nu mi-a spus această poveste. Hai să, mie mi-a spus-o și într-o emisiune de radio și într-o discuție privată. Dar să revin la Rolling Stones. La pastile, la... Eram așa. Copil. Și Socaciu, în afară de faptul că era un tip cu minte multă și cu criterii, era și un bun instrumentist, ceea ce în muzica folk, să știi că nu este ceva obligatoriu. Sunt foarte mulți folkiști talentați, cu voci frumoase, dar care știu vreo 3, 4, maximum 5 acorduri. Sigur, fac din ele lucruri grozave, uneori capodoperă. Dar Socaciu știa și instrument, cântase în trupă. Ei, și eu îl vedeam pe Socaciu cum stătea cu chitara și făcea așa. Și ziceam, nea Victor, ce e asta? Și el zice, te faci tu mai mare, nu, învață-mă și pe mine. Asta este Honky Tonk Woman, Rolling Stones. Honky Tonk Woman, Honky Tonk, Honky Tonk Woman. I've been a honky, 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 certul ghetieria aia zaut al Rolling Stones. Dată când îl aud vorbind în engleză pe Andrei, vorbesc serios. Bine, dacă, dacă asta e engleza pe care o știu. Nu, las că textul nu-l știu, dar nu contează. Muzica e fabuloasă. Nu, nu contează. Și e bine că n-am rostit versul de dinainte de primul refren, pentru că acolo Mick Jagger recunoaște "She blew my nose and after that she blew my mind." Adică i-a colorat nasul cu albastru de metil, care se dădea pe limbă. Albastru de făină. Powder, așa, și după aceea ea, e o chestie blue. Este, uite, pentru că e blue tot. Fără să-ți dai seama, ai pus acolo ceva ce pentru mine face parte din care o magie. Nu cred așa ceva. Dacă tu îmi cânti ceva de AC/DC... Aoleu. Dragul meu, vreau să spun ceva. Eram pregătit la eram pregătit de o întrebare. Ce a contat pentru tine? Bun. Și vreau să spun așa. Lucruri pe care le simt în oasele mele, în mintea mea, în tot ce am, în ăsta bun, rău, care sunt. Adrian Păunescu, Cenacul Flacăra, AC/DC și Let It Be Beatles. Pentru că AC/DC Beatles înseamnă legătura cu lucrurile fără moarte din cultura universală, cultura nouă. Nu mă duc la clasici, la muzică simfonică, sigur, acolo sunt lucruri grele. Secolul 20. Da. Iar AC/DC este ceva fabulos. Până acum niște ani spuneam AC/DC, cum ziceam noi în copilărie. Da, am aflat că se zice AC/DC. Mie mi-a rămas din copilărie până acum
trupa esențială, nu neapărat pentru că are o bogăție componistică, dar pentru sinceritate și pentru sunetul ăla incredibil, pachet, două chitare, bas, voce, texte și pentru asumarea simplității. La o conferință care de presă... Care vocal ți-a plăcut mai mult? Brian sau? Bon Scott este... Bon Scott. E poetul, artist, e un geniu. Păi gândește-te la piesa Ride On. Ce text este acolo, ce text de direcție și de identitate a artistului. Dar stai puțin. Vezi dacă m-ai întrerupt. Iartă-mă. Nu mi-am adus aminte, bine. Tu când erai adolescent și cântai melodiile celor de la AC/DC, așa cum zici tu, tu încercai să imiți vocea lui Bon Scott? Tu ești mai tânăr, poți să păstrezi întrebarea că mi-am adus aminte ce vreau. Da, numai puțin. Ok, am păstrat. Deci pentru mine AC/DC este ce înseamnă pentru tine Sinatra, probabil. Adică o referință uriașă, o chestiune de formare și care la un moment dat îți modifică viața. Mie piesa care mi-a modificat viața a fost această teribilă compoziție, ultima, ultimul album AC/DC din 79 și fii atent cum cântă la chitară, că zeci de ani noi n-am știut cum face piticul Angus Young. Dacă dai cu bongosul pe Highway to Hell, faci un sacrilegiu. Deci uite-te cum faci. Dacă l-avem pe Vali la acolo, da. Da, da, în secvența... Fii atent cum faci. Noi făceam așa când eram copii. Zi. Că nu știam cum făceam. Se pare că n-ai ascultat piesa. Nu e niciun fus acolo. Da, nu, după aceea. Bă, îți măsura a doua. După care ne-am dat seama că... e prea gros și atunci o făceam pe înalte. Dom'le, nici așa. După aia încercam așa. Aha. Aoleu, nu, asta suna... Și ne-am dat seama că piticanii aia genială, Angus Young, să-i dă Dumnezeu sănătate, făcea și una și alta, cu mânuța lui mic, ne făcea și înalte și joase în poziția asta. Fii atent. Hai să facem, că nimeni nu-l poate imita. Hai să facem un folk recitativ. Ia să vedem. Living easy, loving free, season ticket on... season ticket on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. Don't be listen, down here. Mare, fii atent cum e solo. Stai. Fii atent. Da. Deci este o trupă fabuloasă. La o conferință de presă, acum vreo 20 de ani, când au scos albumul numărul 12, un ziarist cârcota, știi, erau schimbările alea de vremuri, anii 90, muzica disco, se schimba și muzica hard rock, deveniseră la modă frumușei, oxigenații, cu Jäger, știi? Și îi pun un ziarist întrebarea lui Angus Young. Ce părere aveți de comentariile criticilor muzicali care afirmă că ați scos 11 albume identice? Și Angus Young spune așa: este o calomnie. Cu acest album dovedim că am scos al 12-lea album identic. O clipă, o piesă folk cunoscută de la Cena cu Flacără. Oh,
ce scuze. Fabulos. Nu pot să închei capitolul AC/DC așa ușor, pentru că este minunată trupa. Gândește-te cum cântă chitariștii ăia doi. Unul pe timp, unul pe anticipație și toba merge drept. Deci este senzațional. Eu am asistat la un singur concert pe AC/DC. Care dată eu am făcut o corelare între tunul pe care îl vedeam la concertele cu AC/DC, dacă vi-l aduceți aminte cu siguranță, și expresia iubiți-vă pe tunuri. În mintea mea era o chestie normală, o legătură normală. Acum nu știu dacă există în realitate o legătură între cele două elemente. Absolut deloc nu. Deși culmea, albumul For Those About To Rock We Salute You, pe care apare tunul pe copertă, este din 1981, iar în 1981, la începutul anului, deja scrisă cu un an anterior, a apărut cartea Iubiți-vă pe tunuri de Adrian Păunescu. Pe discul ăla, să știi că nu doar piesa asta generică, For Those About To Rock, e minunată, e o piesă senzațională care se numește COD, știi? Cash on Delivery. Scuze-mă, tu în toate concertele tale cu trupa totuși. Da. Tu cânti AC/DC? Când cântăm în cluburi și avem timp, ore și ore să stăm și să mai cântăm, da, facem și cover-uri, facem, pentru că e firesc, dar în concertele exponențiale în care spunem ce avem de spus la Sala Paladului sau în concertele Cenacului Flacra, acum ideea este să revenim la valorile identitare original, românești. Sigur. Înainte, în anii 80, la Cenacul, a cânta Judas Priest, AC/DC, Iron Maiden, Free, Beatles și așa mai departe, era un act de frondă. Dar cum să nu te duci în cluburi acum și printre compoziții proprii să nu bași și de-asta? Voi cântați Free? Nu, ăsta este Van Halen. Nu, Van Halen, știu de la... Da, cum face basul la Free, la pifian. L-am stârnit, da. Nu mă întrerupe. Da. Ce chitaristul ăla la refren face așa. Tien. Piesa asta o cântam cu Cristi Minculescu, cu trupa Totuși, în 84. Atunci când a fost solistul trupei Totuși. Da. Asta, Highway to Hell și alte, If You Want Blood, You've Got, deci alte piese de afară. Cântam We Will Rock You, Queen. De fapt, eu primul contact cu AC/DC nu l-am luat ascultând AC/DC în original, ci ascultând Iris, care a venit la Cenacul Flacra în 82, trupă interzisă.
atunci. Iris. Da. Și tata i-a luat la cena cu Flacăra în turneul de la Mare din 82 și în recitalul lor, în afară de capodoperele alea de voce teribilă și compozițiile mișto ale lui Adrian Ilie, Valuri, Pământul cuprind, Cine mă strigă noapte, încheiau concertul cu Highway to Hell. Și atunci am zis, băi, stai, asta este o trupă formidabilă. Abia în toamnă am ascultat originalul și am fost dezamăgit. Mi se părea teribil Minculescu un concert, care nu era cu nimic mai prejos decât vocaliștii mari de atunci. Cine mă strigă în noapte? Da. Și interesant este că și am învățat de la Cristi Minculescu și de la Iris, de fiecare dată mi-am dat seama ce putere formidabilă are piesa Floare de Iris, pentru că de fiecare dată, și cred că asta unul dintre imboldurile mele, ți-am apuc de muzică, e formidabil când tu spui prima parte a versului și după aceea publicul îți spune toată melodia. E formidabil lucrul ăsta. Da, asta se întâmpla la Cenacul Flacăra cu zeci și zeci de cântece. Și acum putem relua de unde m-ai întrerupt și te-am întrerupt. Așa, deci îți spun eu. De unde tu m-ai întrerupt cu eleganță și eu te-am întrerupt cu brutalitate. Nu contează, important este să fii rău. Nu. Deci piesa pe care eu am ascultat-o la Cenacul Flacăra, pe care nu am cântat-o niciodată cu nimeni, iar peste 30 de ani, 30 și ceva de ani, când noi ne-am întâlnit în București cu câțiva ani în urmă și ne-am spus, Andrei, știi piesa asta? Sigur că da. E, imaginați-vă voi, ca în Lanțul Amintirilor sau orice film de ăsta siropos în care un om îi se întâmplă ceva în copilărie și peste câtva timp, și anume 30 de ani, se întâlnește cu alt om care îi spune lucrurile, da, sigur că da, știu piesa asta, fără probleme. Piesă pe care eu am cântat-o în permanență. De aceea, dragul meu, eu ți-am pregătit niște versuri pe care eu cred că le știi, dar eu cred că toată lumea trebuie... Uitați-vă la caietul ăsta, am făcut o selecțiune de texte, astea le vom cânta toate. Absolut. În emisiunea podcastului Brânciu. Mi se pare normal, tot. Ce ai acolo? Că nu știu dacă sunt corecte versurile. Te rog frumos să le citești. Circulă foarte multe lucruri incomplete. O, trăiască România, cum să nu am, cum să nu am. După piesa asta, dacă o cânți bine, s-ar putea să primești ceva din partea mea. Surpriză, bineînțeles. Să spunem ceva esențial. Muzica Nico Alifantis. M-am uitat la câteva secvențe din podcastul tău, doar cât să văd ce se întâmplă aici. Așa. Nu prea mult ca să stric. Așa, surpriză. Și am văzut că unul dintre invitații tăi la un moment dat a zis... Dar s-a preluat bine, s-a preluat sunetul și tu ai remarcat, a zis, uite, este primul invitat care se interesează de sunet. Dar cred că Smiley a spus ceva probabil, probabil. Da. Zim, ce, ai nevoie de ceva? Nu. N-am nevoie de nimic. Perfect. Știi ce? Hai să spun ceva. Zim. Trăiască România, muzică Nico Alifantis, versuri Adrian Păulescu, text din 1976, care s-a pus acestei muzici după ce primul text pe care îl scrisese Ion Nicolescu, poetul Ion Nicolescu, un poet extraordinar. După ce poetul Ion Nicolescu i-a zis lui Nico Alifantis să nu-i mai cânte versurile, nu știu, a avut o problemă. Și așa s-a făcut trecerea de la refrenul ăla vechi, puțin încifrat, trăiască Alma Venus, măria sa poporul. Era frumos, era interesant. Și atunci tata a zis, mă, nu putem renunța la cântec, cântecul este teribil. Corect. Scriem un text nou, s-a scris și la Polivalentă s-a lansat. Nu numai atât, atât de mult îmi place piesa asta. Ție? Atât de mult pe îmi place. Pe bune? Da, încât în cartea în care tata a publicat-o acum mulți ani, la poezia asta apare următoarea dedicație, urmașului meu Andrei Păunescu. Nu la alta. Știi? La asta. La asta. De-ai spus probabil că îți place piesa atunci. Se vedea pe tine. Și el vedea nu numai pe mine, vedea și în mine că trăiesc această piesă, acest cântec, aceste versuri și că mi le asum și sunt deja un mod de viață. Fii atent, Gigi Zărnescu făcea un acompaniament aici la piesa asta foarte mișto. Fii atent cum începe. Aha, asta e Led Zeppelin, că spun eu, influență Led Zeppelin. Dacă ne fruntăm munții, cu munții ne vom bate, pentru lumina țării și pentru libertate. Aici ne e cuvântul când îl avem de spus, decât slujirea țării, nimic nu-i mai presus. Rămcă!
credință luptei, oricât ar fi de grea. Jurăm că pentru țară și viața ne vom da. Jurăm să nu ne mintă nici clipa, nici veția. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. A noastră este țara, o moștenim de plin. Va trebui întreagă s-o dăm celor ce vin. La cei născuți și astăzi și mâine și poi mâine. Nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine. Nici călăreți pe aer, nici cai fără călări. Nici țară fără lume, nici lume fără țări. Să crească lume pacea, dreptatea, bucuria. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Nu se face culaș cu abatriz. Iubirea nu te scuză când ochii îi închizi. Să curățăm tot răul din viața României. Că noi suntem partidul și țara omeniei. Revoluționari. Avem contract de viață cu visul și cu plia. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Suntem de e nevoie o țară de soldați, suntem de e nevoie un lanț de munți carpați. Durerea țării noastre făcută-i să ne doară. Ne place libertatea ca oameni și ca țară. Și soarele dreptății să lumineze sfânt. O țară roșu, galben și albastru pe pământ. Aceasta e viața noastră, aceasta ni tăria. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască libertatea, trăiască România. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul. Trăiască România, trăiască tricolorul. Este! Bine! Andrei, pentru că mi-ai demonstrat că știi să cânti piesa asta, pentru că m-ai bucurat cu un Beatles, nu mi-ai spus încă, cu un AC/DC, cu un Free Your Mind. Este prima dată când îți pun în față, pe această masă goală, îți pun acest platou. Platoul Bucegi. Platouaș. Păi foaie verde, foaie lată. Nu, este foaie verde bobuscatu. Nu este. E piesa lui Adrian. Adrian, ești de origine. Dar tu o cânti în tonalitatea în care o cântă câteodată baritonul Basalic Iordache. Iordache, da. Daminescu o cântă ca un tenor, ce este din... Mi se pare normal. Eu zic acum să lași... Ce armonie frumă. Și fiancii cu diminuate, nu? Cum e... Îmi place figura lui. Andrei, ai o figură pe care o știu foarte bine. Prezența ta aici m-a făcut să descoper mai multe melodii, iar dincolo de asta m-a făcut să o descoper și pe soția mea. Iubire, tu le știi pe toate? Bineînțeles. Și, ca să înțelegi, începe să-mi povestească despre cenaclul nevastei mea. E de bine sau e de rău? E de bine. E de bine și de rău. Iubire, ce s-a întâmplat? Băi, mergeam în București la cenaclu. Eu nu stăteam, eu mergeam în București la cenaclu. Dar știi ce mi s-a întâmplat într-o seară prin 84? Ce ți s-a întâmplat, iubire, la cenaclu prin 84? Am făcut întorsă la gleznă. Cum ai făcut întorsă? Foarte bine. Săream și la un moment dat eram pe o treaptă. Și n-am văzut când am sărit și am sărit pe... Din dragostea mea pentru muzică, am călcat greșit și mi-am făcut întorsa respectivă la un cenaclu flacăra în București. Doamna ocrotește pe român, o știu. Și totuși iubirea, o știu. Iubiți-vă, știu tot. Bine e bine. Dar, și mă gândeam, uite așa la ea.
Dacă știi să și când te invitam la podcast. Între septembrie 73 și iunie 1985 au fost 12 ani de cenaclu Flacăra înainte să fie interzis. Așa e. În tot acest răstimp, colegi, dragi colegi, s-au petrecut peste 1600 de concerte în 12 ani. 1600 de concerte care n-au fost ținute în sălici mici de 100, de 200 sau 300 de persoane. Așa au început și s-au dus către stadion. Deci, practic, așa a început în 73. În 73 am început cu 60-70 de oameni în sală, Casa de Cultură din strada Slătineanu, sectorul 1. Acolo a început. Acolo a fost prima manifestare. În cronica din revistă s-a rotunjit, s-au spus, au fost 100 de membri, adică ca să sune bine. Dar cine a fost la prima manifestare? Au fost Șerban Cioculescu, Anza Pelea, Tudor Gheorghe, Florian Pitiș, zeci de poeți. Ca invitați pe scenă? Ca membrii participanți la prima manifestare. Vezi, și obiectele capătă suflet. Absolut, care... acolo e vinul care știi trebuie de știi cine dezvolut? A cântat la primul spectacol al cenacului Flacăra din 73? Au cântat doi artiști. Unul dintre ei se numește Tudor Gheorghe. În cronică scrie menestrelul Tudor Gheorghe a cântat Ursul Românesc și mi se pare nu mai știu ce altă piesă. Și al doilea a fost folchistul aproape necunoscut atunci, Doru Stănculescu. Doru Stănculescu. Să-l odihnească Dumnezeu că s-a dus în 2021. Ei au fost primii. În ședința numărul 2, exact peste o săptămână, deci în 24 septembrie, în același loc, a fost adus ca să debuteze un tânăr folchist, subțirel și talentat, mirific, așa cum îl știm cu toții. L-a adus scouterul, căutătorul de talente al cenacului, care era George Stanca. George Stanca. George Stanca, el era responsabil. Rapidistul George Stanca. El era responsabil cu pagina de muzică și de cultură tânără din revista Flacăra, pe care tata o preluase de câteva luni. În februarie 73 a fost adus la conducerea revistei. Și asta se întâmpla în septembrie. L-a adus pe tânărul Mircea Vintilă la ședința numărul 2. Și după aia au tot început să vină. Valeriu Sterian, Marcela Saftiuc, Dumitru Fărcașu, trupa Phoenix, imediat în anul ăla a început să vină. Phoenix a fost la cenaclu până chiar cu câteva zile înainte să fugă din țară. Ei au cântat la cenaclu pe Câmpia Libertății în 77 la Blaj, după care Nicu Covaci a băgat în boxe pe colegii lui și au fugit din țară. Ce să spun, a fost o adunare uriașă de oameni și de artiști. Da, dar voi nu știți că în 10 februarie 79 cineva și-a făcut debutul. Da. Un tânăr pe nume Andrei. Și... pe nume Andrei Păunescu. Andrei Păunescu, uitasem numele. Andrei Păunescu, un tânăr subțirel, frumușel, la 10 ani. Am cântat, vrei să spun momentul... Asta mă interesează, ce ai cântat la 10 ani în 79? Era sala polivalentă Arhiplină din București și era... se pregătea un spectacol de 10-12 ore, cum se practica. În anii aia, tata făcea mai puține cenacluri, pentru că între 77 și 81 a făcut emisiunile de televiziune, Antena Va Aparține, Gala Antenelor, mergea prin țară și descoperea, făcea emisiuni pentru TVR. Și atunci evenimentul ăsta din 79 din februarie a fost o adunare uriașă de artiști. În acea seară cânta pentru ultima oară în cenaclu un artist italian care terminase studiile la București, Evandro Rossetti. El era stomatolog. Și avea spectacolul de adio, că se întorcea în Italia să-și practice meseria studiată la București. Și eu nu știam să cânt la chitară. Evandro, care e un tip extraordinar și pe care l-am revăzut în urmă cu puține zile la București, a venit în țară, el stă la Roma din totdeauna. Evandro a luat chitara și m-a acompaniat, m-a ajutat să cânt un cântec al poetului și rapsodului și învățătorului Ion Zubașcu din Maramureș. Un cântec... pe care l-ai cântat în 79. L-am cântat în 79 și și acum pot să vă spun și cu drag și cu dreptate acest cântec, pentru că este foarte adevărat. A fost prima dată când te-ai urcat prima pe scenă. Prima oară când m-am urcat pe scenă. Bine, mai urcasem eu puțin mai devreme în copilărie la cenaclul Amfiteatru Artelor, care era un fel de copie a cenaclului Flacăra, când cântam, făceam backing vocals la Vasile Șeicaru și cu sora mea. A fost și backing, mă.
A fost și backing-ul. Ei, eram copii și făceam, ne jucam. Deci, când eu nu cred că... Când Vasile încă nu ai scăpat vreo meserie de pe scenă? Tehnician n-ai fost. Cum să nu? A, a fost și tehnician. Atunci, ca tehnician, mi-am rupt și am și acum rupt o zonă dintre L4 și L5. Am făcut discopatie. Fiindcă îi ajutam pe băieții de la Iris să monteze mai repede boxele. Și boxele pe atunci erau ca solide. Ca să le dea voie în jumătatea de oră rămasă până la spectacol să repetăm puțin. Evident, noi montam și nu ne mai lăsau, repetau. Corect, eu. Corect, în timpul concertului. Dar să revin. Corect. Și în 79 am cântat piesa lui, lui Ion Zubașcu numită Lumea de Mâine. Era așa. Lume, lume și iar lume, nu știu cine ți-a pus nume, că numele tău cel bun a ajuns gură de tunei. Hai tot așa să cânte toată lumea. Ei, hai chiar așa până se poate cânta. Ei, hai chiar așa, mai frumoasă-i viața. Hai să o cântăm mai sus. Lumea asta iurită stă pe-un tron de dinamită. Nu se naște un copil fără o tonă de trotil. Ei, și stătea acolo frumușel la 10 ani de zile. N-ai imagini de acolo, mai ai? Am o poză de atunci. Și stăteai frumos așa, cu mine pe lângă corp, te și văd. Da, eram emoționat, cum să nu fiu. Ai dus tu toată melodia asta la bun sfârșit cu ei, hai tot așa. Mi se pare un lucru formidabil. E de... ce scrie aici, nu-i vreo sticlă primită de la Sighe, de la niște prieteni. Ți-ai fi dorit să fie nu, porincă? Știi câtă părincă am acasă? Eu câteodată când mă duc la studio la prietenul nostru, Andrei Chereștei, așa, îi zic, băi, uite, am de făcut o chestie scurtă și nu încape în unitatea lui de facturare, știi că el este foarte riguros, adică un ungur român extraordinar, de la meticulos. Și zic, cât mă costă treaba asta? Și el știe că am părincă bună acasă, că primesc prin țară, dar nu beau. Și zicea, mă, cât ai tu de lucru acolo? Mai bine o jumătate de litru de pălincuță galbenă. Mulțumesc frumos pentru masă. Mulțumesc. Păi nu, oameni buni. Deci pe mine nu mă lasă să beau nici apă. Nu vrei să pui două platouri, că ai luat exact bucata pe care vreau. Nu, dar eu am luat o bucată ca să-ți dau ție ghes să treci la produsele noastre. Fiane, vorbeam recent cu Cristi Buică, colegul nostru folchist de la Reșița, din generația așa, 80 și ceva. Așa. Super talentat și compozitor mișto. Uite, îți mai apropii masa de tine. Și da? el e bănățean, da? E din da, Reșița. Da. Și la un moment dat povesteam la o masă. La un moment dat Mircea Baniciu, se întâmpla asta, cred, acum câțiva ani, pleacă de la masă, pe la 2-3 noaptea, și zice, băieți, nu mai stau, plec și eu, că nu mai am nicio 65 de ani. Bun, se duce, rămânem noi la povești. Între timp are 72, merge pe 73, să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, drăguță. Și Buică ce povestește? Eu îi povesteam de, nu știu ce, zgârcit, pe unde am fost eu, și îi spuneam, nu știu ce, oameni zgârciți, am cunoscut, și el zice, scuză-mă, eu sunt din Banat. Nu există oameni mai zgârciți decât la noi în Banat. Și eu zic, bă, nu-mi permit. Bă, zice el, dacă mă lași să spun, noi avem multe calități, suntem fruncea, nu știu, dar și la zgârcenie nu ne egalează nimeni. De ce spun asta? Pentru că seamănă secvența pe care o voi povesti cu ce a făcut Horia cu platoul ăsta. Și eu spun, da, zic, te ascult, chiar te ascult, mă bucur. Și îmi zice, și zic, dăm un exemplu de zgârcenie bănățean. Și el zice, păi te duci la o familie acasă, dar o familie mai zgârcită, mai cu posibilități reduse, așa. Și pun oamenii platou pe masă, dar îl trag mai către gazdă, știi? Așa. Și nici nu te așezi bine, te uiți așa, și gazda spune... Acum dacă nu puteți mânca, nu-i nicio problemă, că mult puțin aici rămâne. Nu vă uitați că suntem sărași și că nu prea avem ce pune pe masă. Mâncați, hai poftă bună. Deci, Andrei, nu veni mâncat. Deci, Andrei dragă, nu, uite, o scânt eu, uite, lasă puțin chitara, pentru că mă ajută Cristi la piesa asta. Uite, mănâncă tu, pentru că ai nevoie de mâncare, pentru că eu o seară... Au, te rog frumos, mănâncă tu. Te rog să servești.
Nu. Vreau să găsesc melodia perfectă, acompaniantul perfect. Fii atent. Deci asta este... Deci dacă nu mănânci, să știi că mult puțin aici rămâne. Nu, fii atent. Tu mănâncă și eu îți fac la acest florilegiu, la acest platoaș. Florilegiu, mă, florilegiu. Vreau să-ți cânt o piesă pe care sigur o să o recunoști. Apropo de produsele astea și de ce e specific românesc și ce se integrează în Europa. Ia zi-o. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la masă. Această masă, această populară masă. Oh baby, Santana, Santana. Data viitoare când servim ciorba. Știi când ciorba? A cântat piesa asta prima oară pe scenă? Când? La Pucioasa în 83. La Pucioasa în 83. Da? Pucioasa acolo, treci Bizdidelu, Bezdeadu și ajungi în, la Pucioasa. Bizdidelu nu e o glumă, e un pârâu. Bizdidelu. Bizdidelu, da. Păi chiar mergând spre spectacolul ăla, era atâta ceață și drumuri în lucru. Pe vremea aia încă se mai construiau drumuri în România. Încât am luat-o pe un drum de pietri și am intrat în râu, în Bizdidel, știi? Stai, nu râde. Și ne așteaptă, mă rog, spectacolul Cenacul de Flacăra începuse, ajunge tata la microfon, lumea aplaudă și unul zice, da, a întârziat Păunescu și zice, păi da, ceață, drumuri nemarcate și trebuie să vă spun sincer, dragi prieteni, noi vroiam să venim direct aici la Pucioasa, dar am intrat în Bizdidel. Pentru că asta e soarta noastră, oamenilor. Din Bizdidel venim și în Bizdidel întâmplă. Și acolo, pe scenă, unul îi trimite un bilet și spune, Păunescule, fiitul ăla are toate șansele, e acolo, e pe scenă, nu știu ce, dar habar n-are să cânte la chitară și uite, avem un băiat, un chitarist aici care e mult mai bun decât tot ce aveți voi în Cenacul Flacăra. Unde ăsta, un gică contra. Și tata zice, doamne, se poate. Să vină pe scenă să cânte și băiatul ăla cântă Europa, cântă Santana. Era mai mare ca mine, eu aveam 14 ani, îl aveam undeva pe la 20. Și tata se întoarce la mine și zice, știe Europa lui Santana? Și eu dibuiam așa, știi? Și mi-a zis, du-te și cântă.
Și mi-a dat Gabi Nacu, un chitarist care era pe la Voltaj atunci. Mi-a dat chitara lui, avea un Echo, copie Gibson SG standard. Așa. Mi-a dat chitara și tremurând așa, atunci am cântat prima oară piesa. Cu marea răspundere că trebuie să arăt că nu sunt doar fiul ceea ce sunt și n-am cum să nu fiu. E adevărat. Dar Europa lui Santana trebuie știută, dragi prieteni. Am o întrebare foarte grea pentru tine. Chiar foarte grea pentru tine. Care e cea mai frumoasă amintire din cei 12 ani de cenaclu pe care mulți ei străbătut alături de tatăl tău? Păi, oricât de frumoase sunt amintirile în care ești parte dintr-un fenomen al altora, cele mai frumoase sunt amintirile la care ești participant. Deci cel mai frumos moment cred că a fost ăla în care mi-am făcut trupa și în care în 21 iulie 83 pe stadionul din Siret, pe acolo pe unde vin migranții, refugiații ucraineni, români, pe stadionul din Siret am întemeiat trupa totuși. Pentru că atunci m-am simțit cu mai mare responsabilitate, aveam 14 ani. Și mai mare încredere. Da. Chemasem un prieten care a venit și a cântat la tobe, sora mea era la chitară bas, mai aveam o fată în trupă și am întemeiat trupa totuși. Primul cântec pe care l-am cântat a fost... N-aveam piesele noastre, îți dai seama. Normal. Era Suzy 4, If You Give Me Your Love. Suzy 4, bă! Băi, if you can give me love, if you can give me love, a fost, s-a simțit aveam 14 ani, aproape toți, sora mea avea 16 și lumea aplauda și toată a zis, mai cântați una, ce să cântăm? Și atunci am făcut nu cred, atunci da. Peste câteva zile pentru turneul de la mare care începea în se mai pregătind un playlist mai serios 2-3 august 83, am început să compunem și am făcut piesa noastră aia, totuși, baza lumii e în om, altoist privighetor pe lotuș. Și așa mai departe, după aia, în grabă, roboții, marele iubit și am început să compune. Deci ăla e momentul cel mai frumos când într-un fenomen uriaș. Simți că vii și cu o construcție a ta. Personal. Pentru că altfel... șansa de a fi martor sau de a fi contemporan al unor lucruri teribile este imensă. Eu știu că tu nu bei, eu știu că tu nu bei, dar eu ți-am pregătit să guști un roze. Și pentru asta o să-ți deschid un roze. Și vreau neapărat să spun că piesa, una dintre piesele care îmi place mie foarte mult și pe care deja am gândit-o, este una care se numește Puștoaico. Puștoaica a fost o piesă, unul dintre primele compromisuri ale cenacului Flacăra. S-a născut dintr-o situație de fapt. Compromis? Compromis de ce? Pentru că ascultă textul, totuși. La ce poezii se cânta un cenacul Flacăra? Poezii adevărate de poeți, poezii cu o anumită rigoare literară. A venit la un moment dat Ovidiu Haidu, Puștu, din Brașov, din stadion, a debutat și a cântat Puștoaica în delirul lui. Pentru că, vezi, aplecarea publicului către piese... frumoase, sensibile, dar ușoare și mai puțin complicate literar. Așa. Aplecarea asta există dintotdeauna. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Și atunci tata a zis, bă, ce să facem? Să ignorăm realitatea că a avut un succes teribil, piesa Puștoaica? Nu putem! Nu putem! Să încurajăm doar acest gen de piese... mai infantile? Nici asta nu putem, dar... mai presus de orice, poftă bună din mâncarea mea. Mai te rog să servești. Mai presus de orice este să acceptăm realitatea. Și a fost un mare hit. Deci ne consideră cenacul Flacăra, cum să spun, reprezentativ în Puștoaica, cred că greșești, dar sunt puțini care. Puțin. Uite, pentru că tu ai uitat versurile, ți-am pregătit eu. Eu am făcut sunt o parodie niște, la Puștoaica. Sunt niște răutăcisme din partea mea, am bineînțeles. Am făcut o parodie la Puștoaica. Eu ai o parodie la Puștoaico? Șerpoaico, tu ai limbă de viperă. Șerpoaico, mi-ai luat banii și ai plecat. Da, tu, mi-ai strâmbat o semintele. Da, tu. Nu spun adio. Da.
Deci fiți atenți cum sună piesa asta, pe care, bineînțeles, am aflat-o tot datorită Cenaclului. De unde o cântă Horia? Din ce vrei tu? Atenție, Horia Brânciu, Puștaica. Horia Brânciu cânte cu Puștaica. Da, cu un puști aici lângă mine. Puștoaico, tu ai sânge de viperă. Puștoaico, îți zic adio și te las. Da, da, tutu, mi-ai înșelat simțămintele. Da, da, tutu, mi-ai rănit inima. Da, da, tutu, mi-ai înșelat simțămintele. Inima. Andrei! Puștoaico, oh, yeah. Am fost un suflet prea credincios. Puștoaico, de acum nimic n-are rost. Da, da, tu mi-ai înșelat simțămintele. Da, da, tu ai rănit inima. Da, da, tu mi-ai înșelat simțămintele. Da, da, tu mi-ai rănit inima. Bravo! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc fanilor mei! Eu mai drag! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Apropo de puștoaice. Ce înseamnă? Dacă nu era euro din Brașov, nu se făcea... Știu că ți-e poftă și vreau să-ți dau prilejul să mai guși din propria mea mâncare. Nu, eu te rog frumos să mănânci, pentru că am impresia că... Până mănânc, vreau să mă hrănesc din fructul dragostei. Doamne și domnilor, să-mi zică cineva că nu e romantic, nu este acest nostalgic, plin de iubire, Andrei. L-am sunat pe... Pe cine? Horia Brânciu, înainte de această filmare și... L-am întrebat, da? Dacă e sigur că vrea să se vadă cu mine, pentru că în dimineața aceasta, în dimineața filmării, am tușit, am fost puțin răcit. Și el mi-a spus, nu mă tem de niciun virus, mă tem numai de flacăra din Andrei Păunescu. Asta i-am răspuns. Știi, la chestia asta, membrii Cenaclului, flacăra aia mai golan, știi cum ar fi făcut? Ne curge sânge din dacă scurge sânge din asta. Apropo de puștoi aici, ce ne facem noi bărbații în situația în care foarte posibilă, unii dintre noi am și trăit-o, în care ne părăsește femeia iubită. Trebuie să spun eu, mă întâlnesc cu tine și spun, dragul meu, sănătate multă, la mulți ani. Exact. Dacă ai vreo problemă, mi-o spui mie și o rezolvăm împreună. Asta facem. Bun. Calea greșită este milogeala, știi? Iubi, mami, nu pleca, știi? Da, știu chestia asta. Eu pe la spectacole mai spun asta, cine se uită și a mai văzut povestea, nu e nicio problemă, că nu s-a schimbat nimic pe lume. Mami, iubi, fără tine nu mă culc, nu mă scol, nu dorm, nu am poftă de mâncare, nu vino, iubi, înapoi, știi, toată... Da. Lucruri fără succes. Întoarce-te la mine. Fără succes, nu. Singura soluție în caz de problemă este... Las-o să plece. Da. O carte care pleacă de la un cântec, care pleacă de la un text. Cartea deja, iată, face 7-8 ani. 8 ani de când am tipărit-o. Dar povestea e adevărată. Pentru că nimic nu e mai frumos și mai credibil în artă, în scenă, în exprimarea noastră publică, decât ceea ce este adevărat. Iar piesa asta pe care vreau să vă spun, cu mica poveste a ei, pleacă de la realitate. Da, sigur, eu o să cânt aici cântece de dor și jale din alte vremuri și tu o să mănânci tobă, dar te rog, ia cu încredere. Ia. Poftă bună. Deci eu o să cânt aici cântece scrise cu sânge, scrise la despărțiri din alea care îți dau sentimentul că se rupe carnea pe tine și tu rupi carnea de pe tobă. Dar nu de pe toba aia. Bun.
Cum să mai cânt eu acum? Cum să mai cânt eu? Ascultă. Las-o, las-o să plece. Și el vrea să înghiță, uitându-se la mine. Las-o, las-o să plece. Vezi că totul s-a sfârșit, că dragostea l-a sfințit și în brațe nu mai vrea să-ți stea și moare trist iubirea ta. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o, las-o să plece. Când ți se rupe inima, că nu mai vrea să fie a ta, când nu te simți stăpân pe ea, când ți-a și spus că va pleca. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să fugă, n-o vei convinge cu nicio rugă. Dacă e rece, tot o să plece. Las-o, las-o să cadă, să-i fie dor de această badă. Orice ai face, nimic nu ține, dacă poate trăi fără tine, departe de tine. Când vezi cum tot ce a jurat, a și uitat, a și bătat, când știi că este prea nedrept și simți cum arde foc în piept, las-o să dea cu fruntea de pragul de jos, să vadă că a pierdut tot ce-a fost frumos. Las-o, nu mai sta ca pe ace, iart-o și tu, că-mi știe ce face. Las-o, las-o, las-o să plece. Las-o să plece. Tuta, tuta. Las-o, las-o să plece. Las-o, las-o să plece. Să plece, lasă să plece, lasă să plece. Să nu mă întrerup, te rog frumos. Deci poți să mai servești ceva de aici? Nu. Vreau să spun un lucru. M-am hotărât. Nu mai vreau să servești nimic până nu servești noi tu. Noi ca bărbați suntem... Cum suntem? Cu mare sinceritate suntem foarte contradictorii și de aia suntem credibili și când zicem într-un fel și când zicem într-un fel complet opus. Acest text, Las-o să plece, care îmi aparține și de care sunt mândru, mai avea câteva strofe scrise în febra aceea, știi, absolut, a despărțirii. Bine, fata respectivă mi-a făcut un bine că a plecat, că după aia a început cea mai frumoasă perioadă. Pagina vieții tale. Bun. Dar atunci nu știam, știi? Și m-am uitat puțin pe text, era kilometric, știi, când ești suferind, scrii tone de strofe. Sunt multe lacrimi acolo. Păi, și mi-am dat seama că strofele sunt absolut contradictorii și că nu pot fi în același cântec. De ce? Pentru că următoarele strofe nu spuneau las-o, las-o să plece, ci spuneau așa: vino înapoi. Vino acasă. Și atunci am luat strofele alea și am făcut un alt cântec la fel de adevărat, la fel de adevărat și de sincer, care se numește Vino acasă. Ce simplu îmi părea că este când ai plecat dintr-o poveste pe care am făcut-o doi, spunând că nu vom da înapoi. Refren. Amici îmi spun să o lași să plece, va regreta de ori să-i sece, și trup și suflet prea curând i-ascult, dar mă trezesc strigând: las-o, vino, vino acasă. Vino, vino acasă. Recenzie la ultimul concert al lui Andrei Păunescu, vă atrag atenția că versurile lui sunt un du-te vino. Nu, da, treaba cu plecatul și cu venitul dintr-un cuplu este foarte serioasă. Ascultați-mă, dragii mei, că știu că sunteți la vârsta experiențelor. La vârsta experiențelor. Nu plecați din relații în care sunteți siguri că nu vreți să vă întoarceți. Pentru că atunci când vreți să vă întoarceți,
e foarte posibil să nu mai aveți unde să vă întoarceți. Tot în perioada aia am scris un cântec numit Nu te întoarce. Și nu-ți spun decât o strofă și un refren, pentru că e o dramă. Luați aminte la el. De ți-ar veni iar gândul bun, nu știu ce aș mai putea să-ți spun. Să fim prieteni n-are rost, să te iubesc aș fi un prost. După ce din joc te-ai scos, de-ai reveni cum mi-ai tot spus. Ca amant ai fi prea jos, ca soție ai fi prea sus. După ce din joc te-ai scos, de-ai mai veni cum mi-ai tot spus. Ca amant ai fi prea jos, ca soție ai fi prea sus. Doamne, ocrotește-i pe români. A fost un episod cu o poveste. A fost un episod muzical cu o poveste, da, pe măsură. Cuvântul Doamne era interzis în epoca lui Ceaușescu. Nu era practicat. Acum să separăm perioada stalinistă în care intrai la pușcărie pentru Doamne și perioada lui Ceaușescu în care era, nu era pe toate drumurile. Dar cine vroia să-l spună, îl putea spune. Printre ei și Păunescu, Adrian. Dar ai dreptate. Nu era deloc un cuvânt. Doamne, Dumnezeu, orice referire la divinitate era criticată chiar în anumite cazuri cu un răspuns direct la mititica. Cum a fost istoria acestui Doamne, ocrotește pe români? Lucrurile sunt extrem de simple. În ziua de 21 august 1988. E incredibil, da? Dar de ce e incredibil? Mamă, cum le ții cu minte și cum le... Ascultă-mă puțin. Eram în mașină. Într-un Aro. Da, Adrian Păunescu avea Aro atunci. N-avea, cum se spune, oi la Sibiu și alte năzdrăvânii, dar aveam un Aro. Și mergeam cu Aro acela prin țară. Erau ani în care Cenacul Flacăra fusese deja interzis. Interzis în 85, reluat abia în 90. Și mergeam de la Baia Mare către Ciucea. Ciucea este locul unde se află domeniul Octavian Goga, unde a trăit marele poet și a făcut și odihnește acolo, nu? Și tata pe drum, eu eram la volan reține, el era în dreapta, închipuieți-l așa, încă n-avea barbă atunci, în spate pe bancheta mașinii erau niște prieteni din Năsăud, împreună cu fetița lor, Lelia Vaida. 12-13 ani, cred că avea, unul dintre copiii minune Cenacului Flacă. Și tata cum stătea așa la... pe scaunul lui. Gândiți-vă că o să intrăm curând la Ciucea să vizităm casa Goga, zicem, Andrei, hai să scriem un cântec, ai o melodie. Și zic, eu tot fredonam, fiind la volan, zeci de mii de kilometri, tot fredonam în perioada aia o piesă populară. Mai cântam noi seara pe la masă. Sus pe malul Nistrului, paște calul Rusului, nand codrule, codrule drag. Paște calul și nechează, șade Rusul și oftează, codrule, codrule drag. 7 mere într-o basma, noi merem la Moscova, codrule, codrule drag. Și din pielea lui Stalin o să facem crep de șin, codrule, codrule drag. Și dintr-a lui Molotov o să facem fețe la pantofi, dar tu, Horti, ce gândești să bei ceai la București, codrule, codrule drag. Dar tu, Horti, nu gândești, noi bem ceai la Budapești. Bun, și tata zice, da, hai mă să scriem un cântec. Știi, piesa asta e frumoasă, dar el zicea, trebuie să scriem un mare cântec. Ungurii, cu care știi că am atâtea contradicții, spune, că niciodată nu-l lasă în pace cu Ardealul. Bă, ăștia au și acum în comunism, bă, asta e o discuție din mașină, au și acum în comunism tăria să aibă în imnul lor, de Republica Populară Ungară, că era tot stat comunist, să aibă în imnul lor expresia Dumnezeu să-i păzească pe maghiari. Nu știu cum se zice în ungurește. Ișten, aghiar, lalalala. Da, ișten hoză, ișten, da. Și ce, bă, noi de ce nu? Și a dictat Lelii Vaida, fetița de pe banchetă,
piesa. Refrenul Doamna Corotește-i pe român l-a adăugat peste câteva zile pe un alt drum. Dar una peste alta, atunci s-a scris această piesă. Gândește-te. Erau vremuri în care problema Basarabiei, problema lui Mareșalului Antonescu, problema Ribbentrop, Molotov, problema Moscovei, erau taburi pentru că noi eram sub, totuși sub amenințarea continuă a Rusiei. Ce surpriză! Ce noutate! Noi în cel din tâi război am ajuns prin moarte noi, Doamne, ocrotește-i pe român. Am dat sânge și sudoare pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe român. Am dat viață și soldați pentru o patrie de frați, Doamne, ocrotește-i pe român. Am dat coapta, am dat sisa de la Nistru până la Tisa, Doamne, ocrotește-i pe român. Dar pe urmă-n 40, anul mari fără de legi, Doamne, ocrotește-i pe român. Două fiare ne-au mușcat, ultimatum și dictat, Doamne, ocrotește-i pe român. Biata lume nu știa, pentru o zi la Moscova, Doamne, ocrotește-i pe român. Au semnat un pact de ghiob, Molotov și Ribbentrop, Doamne, ocrotește-i pe român. Iar fascismul mondial ne-a luat parte din Ardeal, Doamne, ocrotește-i pe român. Și lui Horthy i-l-a dat filar numele spurcat, Doamne, ocrotește-i pe român. Stalin cu teroarea sa ne-a luat Basarabia, Doamne, ocrotește-i pe român. Și cu Hitler în acord Bucovina de la Nord, Doamne, ocrotește-i pe român. Îi mai mari tâlhari ne-au frânt, ne-au luat țară și pământ, Doamne, ocrotește-i pe român. Nimenea n-a auzit plânsul nostru răstignit, Doamne, ocrotește-i pe român. Astfel am intrat și noi în al doilea război, Doamne, ocrotește-i pe român. Haideți, domne mareșal, în Moldova și-n Ardeal, Doamne, ocrotește-i pe român. Noi de dor de noi luptam pentru țară, pentru neam, Doamne, ocrotește-i pe român. Pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe român. E, la strofa care vine, Adrian Păunescu cerea liniște și spunea sării: nu aplaudați, pentru că sunt trei strofe ale tragediei naționale pe care trebuie doar să le murmurăm. Și-am pierdut și-am fost răpuși, și-am fost ocupați de ruși, Doamne, ocrotește-i pe român. Aliații au tăcut, Stalin a făcut ce-a vrut, Doamne, ocrotește-i pe român. Și-am murit de mii de ori, să avem iarăși trei culori, Doamne, ocrotește-i pe român. Și-am plătit cât nu se poate sfânta noastră libertate, Doamne, ocrotește-i pe român. Țara-i mică-i, vremea-i grea, ce-o mai fi, o mai vedea, Doamne, ocrotește-i pe român. De uitat nu vom uita țara noastră cum e ea, Doamne, ocrotește-i pe român. Cât o fi român, român, pruncul va primi la ce s-a întâmplat, Doamne, ocrotește-i pe român. Atenție că la următoarea strofă refrenul e altul, dintr-un motiv cu skepsis. Ține minte, fiul meu, că există Dumnezeu, uite cum a fost și cum va fi, și un jurământ te leagă, țara noastră nu-i întreagă, însă asta doar până într-o zi. Când vei fi și tu bărbat, să te simți mereu soldat, Doamne, ocrotește-i pe român. Pentru vechile hotare, pentru român.
o dată așa apăsat, că tot se va întâmpla până la urmă. Pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe români. 88. După 90 se reia Cenaclu, începem să cântăm piesa frumos, nu știu ce stadioane, săli, Cenaclu reînviat. Și după un timp ne pomenim cu o variantă mai muțărită a acestui cântec, pe care o interpretă, o interpretă de muzică populară, a preluat-o, a băgat niște versuri care schimbă cu totul natura piesei astea eroice, de trecut însângerat și de demnitate către visul României mari. A fost singura piesă care a fost schimbată? Nu, mai multe au fost mai muțărite și furate. Și respectiva variantă, care este o caricatură și lumea își dă seama. Eu am făcut puțină vâlvă pe Facebook și pe YouTube și am curățat puțin de această prostioară. A intrat și asta în memoria colectivă, că lumea, auzind Doamna Crotește pe Rumna, a crezut că e text original. Că e prostioarea aia cu Doamne, nu uită de noi, suntem sărași plini de nevoi. Asta e sensul Doamna Crotește pe Român? Milogeala? Nu! Adevărul este ăla pe care vi l-am zis. Și la un moment dat tata s-a întâlnit cu interpreta respectivă și i-a zis: știi că la momentul potrivit te-am ajutat și eu, te-am sprijinit cu piese pe, la televizor. Ne-am zis, de ce mi-ai furat piesa? Păi nu, că e populară, lasă-mă linia melodică, aia e altceva. Aia știm că e populară, dar de ce mi-ai furat refrenul, versurile mele? Că nu s-a spus. Versurile astea, Doamna Crotește-i pe Român, practic, aha. S-a păstrat esenția, refrenul, știi? Care, pe care lumea îl știa. Și a zis, cum mi-ai furat? Păi nu, că mi-a zis că știu cântecul de mult. Cum să știi tu de mult când l-am scris eu în 88? Piesele importante de multe ori sunt parazitate și furate. Eu aș vrea să spun la mulți ani, în primul rând, pentru că mâine, 3 mai, este ziua ta. Mă scuz că m-ai întrerupt, da. Dar aveam aici o chestie reziduală, apropo de dragoste. Ah. Am scris la un moment dat un text și un cântec, nu te speria, nu îl cânt, dar ți-aș spune doar refrenul, atât. Așa. Speranțe nu vă faceți, că n-are niciun rost, bărbatul e în viață, ori porc, ori prost. Speranțe nu vă faceți, că n-are niciun rost, bărbatul e în viață, ori porc, ori prost. Mă simt dator, iar vorba nu mai vreau să o întorc, și să vă mint, aici nu are niciun rost. Bărbatul prea bărbat e acuzat că-i porc, bărbatul bun e luat de bou, de tont, de prost. Bărbatul fără sevă este pus în jug, și din blândețea lui cinstită alții sug. Alternativa e într-o rană și un cuțit, bărbatul șmecher e hulit, e hulit, dar e dorit. Speranțe nu vă faceți, că n-are niciun rost, bărbatul e în viață, ori porc, ori prost. Cântă, n-ai curaj? A, nu! Nu știi ce să alegi, nu? Nu, mă, nu-ți convine niciuna. Nu, mie îmi place, sunt de acord cu chestia. Ești un om liber. Vreau să te întreb un lucru. Mi-ai enumerat câțiva artiști care au trecut pe scena de la Cenaclu, da. Flacăra? Au fost mii. Au fost mii de artiști? Mii. Nu, spune-mi tu un artist din zona pop, folk, rock, chiar corul Madrigal, chiar mari interpreți de muzică populară, care n-au fost pe acolo. Mai degrabă e invers. Ce să spun? Uite, Gabi Cotrăbiță povestea la un moment dat o scenă din 1984, când el împreună cu Mihai Pocorski au venit în Cenaclu în calitate de holograf. Abia scoseseră holograful. Adevărat. Era holograful în varianta Cotrăbiță cu New Wave, trupă de studenți avangardiști. Și au venit în turneu cu Cenaclu Flacăra la Sibiu. Ce povestesc eu acum a povestit și Cotrăbiță, deci eu doar îl citez. Am ca să nu îi pun cuiva în gură legende și și spune Cotrăbiță, ajungem la Sibiu, noi veniserăm în turneu la domnul Păunescu din două motive. Unu, el mă descoperise pe mine în 77, eram la Craiova, m-a dat la televizor cu trupa Redivivus, pletos, o chestie foarte grea în epocă, și acum când am mers la holografie am zis,
Tom Păunescu, vrem și noi să venim în turneu, că noi suntem o trupă care vrea să fie cunoscută și în țară, nu doar între studenții bucureșteni. Înainte de spectacolul de pe stadionul din Sibiu, s-au dus prin oraș și în librăria de la Sibiu și-au văzut propriul disc, ocupând jumătate din vitrină. Holograf 1, holograf 1, holograf 1. Și-au zis, a, perfect, mâine, înainte să plecăm în turneu mai departe, mergem și ne cumpărăm niște discuri, că știți cum se scoți disc și n-ai să dea la prieteni. După concertul Cenaclului, în care holograful a cântat lucruri foarte, foarte substanțiale, Singurătatea astronautului, Umbre pe cer, Umbre pe cer, Balada controlorului, adică... A, frumoasă balada, da. Adică nu era epoca de glicemie. Nu, că și banii vorbesc, e în perioada rock. Nu, vorbesc de perioada asta de glicemie, că îți crește glicemia, adică atâta dulceață. Asta e și pentru Marian Ionescu, prietenul meu de la Direcția 5. Adică dacă asculți, îți crește glicemia, că e numai cu siropuri, cu pelte. Bun. Și spectacol, succes, holograf pe stadion, nu știu ce. Și a doua zi s-au dus la librărie să-și cumpere discurile, nu mai era niciun exemplar. Și Cotabiță zice, doamne, atunci am înțeles amploarea fenomenului Cenaclu Flagra. N-a fost nevoie decât de câteva ore în care niște oameni au văzut într-un oraș ca să devenim într-o trupă neinteresantă, care avea vitrina plină și nu cumpăra nimeni discul, una în care are sold out în magazine. Ți-am dat un exemplu. Bine, Cotabiță a fost... Ce să spun? Mircea Vintilă, Stănculescu, Sterian, Tatiana Stepa din generația de mai târziu, până și basul operei române, Nicolae Florei, Harry Browner, mare folclorist evreu, care a făcut pușcărie politică cu legionarii din aceeași perioadă. Culme. Harry Browner e cel care a descoperit-o pe Maria Tănase în anii... nu știu cât, când a fost descoperită Maria Tănase, și la Cenaclu Flacăra în 73 a propus-o pe o altă tânără interpretă care avea 16-17 ani, Maria Dragomiroiu. Extraordinar. Același. Cine să spun? Toată lumea a fost Iris, voltajul s-a înființat pe scena Cenaclui Flacăra pentru spectacolul de la Târgoviște. Când s-a spart Irisul, știi că în orice trupă mare, când ajungi la un vârf, apare diconia. Scindarea, da. Și s-a inventat voltajul. Cristi Minculescu și Adi Ilie au pleca și au făcut voltajul cu Nichi Dinescu, cu Horațiu Rad, nu știu ce. Nelu Dumitrescu și Marti Popescu și Nuț Olcan au rămas la Iris. Da, vreau să te întreb un lucru de care sunt obsedat. Dacă a existat această rampă de lansare pentru fiecare artist român, Cenaclu Flacăra, spune-mi un fenomen cât de cât similar acum în zilele noastre, care poate fi o rampă de lansare pentru artiști. Există așa ceva? Rampă de lansare există, doar că imediat după ce se lansează pentru un succes imediat. Tu ai făcut parte din niște proiecte care sunt mai mult decât proiecte românești, sunt mari rețete internaționale. Da. Din păcate, în ciuda audiențelor uriașe, în ciuda vizibilității, perfecțiunii câteodată din punct de vedere tehnic, scenografic, de promovare, nu rămân lucruri substanțiale sau foarte puține rămân. Adică la cât de puternică este expunerea media astăzi la concursurile acelea de tip Vocea sau de tip X-Factor, și din cauza unor contracte foarte, foarte dur făcute, a unor limitări, dar și din cauza promovării unor lucruri neautentice, neidentitare, nu rămâne foarte mare lucru. E adevărat ce spui, numai că vreau să spun că nu cred și nu știu dacă se întâmplă lucrul ăsta, ca după o apariție la un asemenea format de care spui, imediat a doua zi să se golească raftul cu CD-uri sau cu viniluri sau cu orice fel de produs al respectivului artist care apare la... Știi? Păi asta e. Se uită foarte mulți la emisiune, râd, se bucură, dar nu... Dar a doua zi când iese să cumpere ceva sau să țină minte un refren sau să rămână cu o idee, n-au sentimentul... Oamenii au sentimentul când nu li s-a lăsat nimic. La Cenaclu Flacăra se făcea istorie, dar nu se făcea istorie într-un mod plicticos, să mor de, cum să spun eu, de adormire în tribună. Se vorbea și despre dragoste, se vorbea și despre cultura străină. S-au pus pe harta memoriei colective atunci niște nume. De exemplu, Țebea. Cine știa de Țebea înainte de
Iancu la Țebea, de Cenacul Flacăra. Apropo, Iancu la Țebea, imnul Cenacului Flacăra, o piesă scrisă integral de Adrian Păunescu, muzică și versuri. Când eram mic, m-am fost întrebat de profesor de istorie de Țebea și trebuia să știu lucrul ăsta și mi-a rămas Țebea în cap. Dar și datorită faptului că am auzit această piesă în Cenaclu. Trăiască Duhul Iacu, trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. Ce vești m-aveți voi români despre Iancu, să spună ce știu toți acei care știu. Ce vești să avem, suntem oastea lui Iancu, la Țebea, la Țebea, erou. Ne cheamă la Țebea, al nostru frumos, pătimit crâișor. Aici ne rugăm pentru Iancu la Țebea, roșu, galben, albastru, altar tricolor. Trăiască Duhul Iancu, trăiască moțul între moți, câmpia libertății ore, ca Avram Iancu suntem toți, ca Avram Iancu suntem toți. Muzică, versuri, Adrian Păunescu a avut inspirația să și scrie în cronica spectacolilor, că era mândru, că el și-a făcut melodia asta, nu știa să cânte la instrument, dar el a făcut tot. Cântecul a devenit imnul Cenaclului, a scris în cronici, a publicat și partitura în 83, muzică și versuri, Adrian Păunescu, și să vezi ce precaut a fost. Pentru că după mulți ani, interpretul care a cântat piesa asta, căruia a fost încredințată, că era de față. Și i-a zis, Vasile, ține minte asta. S-a dus la mâna compozitorilor și a declarat piesa. Fără să ceară acolo. Știți foarte bine, la mâna compozitorilor trebuie să semneze. Și compozitorul și n-a cerut semnătura și a... Eu am făcut dreptate, s-a lămurit situația, dar el a fost prevăzător. Mi-e greu să intru în ideile pe care le-a avut Adrian Păunescu, dar el vrea să aibă o gașcă ca o familie de artiști de care să fie mereu aproape, cu care să lucreze în continuu și să aibă tot felul de lucruri frumoase pentru public. Pentru că, și ăsta e un lucru esențial, era singurul loc la care de gândeai cu plăcere într-o Românie plină de umbre. Așa este. Așa este și mă bucur că ai percepția asta, deși erai mai mic, foarte puțin mai mic decât mine. Dă-mi și mie un ton, te rog frumos. Ăsta e? Da. Da? Da. Eu aș vrea să-ți spun din partea mea, unui om din Brașov. Pentru că eu te-am văzut de foarte multe ori, te-am văzut de, te cunosc cât mi-ai permis să te cunosc, m-am simțit bine de fiecare dată când am fost împreună. Eu vreau să spun că acum este momentul să spun mulți ani trăiască. Iertați-mă, ăsta o să-l schimbăm imediat și o să... Îmbrățișați-vă voi puțin. Îmbrățișați-vă. Ăsta trebuie să-l punem 35 și să-l servim la final. Deci 30, scuzați-mă. Ăsta se ia așa. Ce cauți aici? Ce cauți tu în viața mea? 35. Sunteți minunați! Mânuțele deci, sus. Nu, mânuțate, mânuțele sus. Sunteți. Doamne, ce frumos sunteți amândoi. Ție așa, până da. Acum nu ți-a zis că ești frumos? Că... Mi-a spus, dar mi-a spus într-un mod abil, astfel încât să mai am întrebări, să mai am dileme. Suntem față în față cu doi oameni minunați pe care eu personal îi cunosc de ceva vreme și m-am gândit că la atâția bărbați aici,
trebuie să existe niște ochi albaștri care să spulbere acest mister, pentru că tu, în principal, deci, iubitul tău, frate, mi-a zis de 1000 de lucruri cum s-a despărțit, cum s-a apropiat și cum s-a întors acasă. Eu, personal, eu niciodată nu o să pot da viață gândurilor mele precum le-a dat el. Dar înainte de toate, vreau să te întreb ce servești, roze sau alb? Apă. Da, îmi pare rău. Asta este o dovadă că avem același tată. Deci vreau să spun că, într-o carte de poezii de acolo nu o să le scot, că nu e cazul. Așa? Vrei din pahar sau din sticlă? Lasă-mă să spun ceva, Horia. Te rog frumos, apropo de frăție reală, biologică și formală. Așa? În urmă cu mulți ani, când au început niște probleme la noi în familie, știi? Așa? Imediat după ce a murit tata. Așa cum e frumos, știi? Adică după ce moare tata să... Începe problemele. Așa. Cineva a întrebat-o pe sora mea. Dar de ce nu vreți să aveți o relație frumoasă, o normală, o frăție? Și a zis... Poți să te citesc, da? Da. Și a zis... Eu de obicei nu sunt aici, deci... Da, și a zis... Eu o relație nu cred că poate să înceapă cu o citație. Da, frumos. Și atunci eu m-am simțit dator să nu rămân mai prejos și am scris într-o poezie pe care am publicat-o o destăinuire vis-a-vis de tata care se dusese și de ce a rămas după el în familie, de problemele astea care sunt. Și m-am uitat așa la viața mea și am zis, tata s-a dus. Imediat după el s-a dus Ioana, sora mea. Dar destinul m-a lăsat cu, după aceste tragedii, cu o soră vitregă, cu două surori vitrege. În sensul că nu suntem și de tată și de mamă. Cât de fals sună cuvântul soră pentru una, cât de fals sună cuvântul vitreg pentru cealaltă. Eu, personal, vreau să vă spun că voi doi ați luat aceeași traiectorie a scrisului. Nici nu știu care și cred eu că Ana a scris mai multe poezii decât Andrei. Sau Andrei a scris mai multe poezii decât Ana? Poezia cred că se măsoară în calitate, nu în cantitate. Bine că nu se măsoară în cărți publicate, că acolo... Ne separă tot... Eu de vreo 2 ani tot public o carte, o public. Să știi, Ana, mamă, că o să se întâmple toate la timpul lor. În primul rând vreau să spun că pe masă aici este doar antreul sau antrenul care este aici. Când ai venit? Când ai venit în de încăpere? Foarte mult timp. Ai fost martor la momentul care mi-a pus asta pe masă și am mâncat doar ea? Nu, că am fost ascunsă acolo. Da? A fost ascunsă. Nu te-am văzut. Nu, a fost secretul... A fost ascunsă și dați-mi voie să spun că am stat cu minte acolo, dar n-am stat degeaba, am lucrat la numărul din Flacăra de mâine. Pentru că în fiecare săptămână eu cu asta mă ocup, cu Flacăra lui Adrian Păunescu, nu știu unde să o arăt. Nu, da. O arăt exact, ai o groază de cameră acolo. Oriunde arăt. Deci, practic, ăsta este numărul la care tu ești editor săptămânal. Eu sunt... Eu sunt de toate. Face tot. Da. Tot. Deci un fel de brânciu al Flacării. Nu se putea să nu se bagi și pe el. Dacă vrei. Și revista Flacăra. Și această Flacără... Da. Apare de 21 de ani. 21 de ani? Da. A repornit-o tata în 2000. Și din 2010 ne-a rămas nouă. Vă arăt un număr la care țin foarte mult, în care l-am sărbătorit pe Dinu Săraru. Deci asta e o publicație liberă, nu ne ajută nimeni. Am vrut să ne ajute, dar nu s-a putut, așa că am renunțat și am hotărât că libertatea, până la urmă, e arma noastră. Apare în fiecare săptămână, vinerea. Și la fără pe hârtie. Știi ce raritate este să vezi o revistă pe hârtie? Deci, să mai simți deja, bucuria asta. Stai, dincolo de toate simt mirosul care acum... Vreau să-ți iau un număr să-l miros în primul rând și după aceea să-l și citesc. Este o flacără... Să nu-l și mănânci. Nu. Iertați-mă, de asta este lucrul pe care îl fac de mic copil. Miros toate cărțile și miros toate ziarele. Incredibil este mirosul. Da, apare în fiecare vineri la chioșcurile de presă, câte mai sunt, că e o problemă și cu distribuția. Da, se poate face abonament cu 10 lei în fiecare lună, la care poate să vină în cutia poștală, prin poșta română. Iertați-mă, dar voi doi ați făcut două lucruri importante. Una la mână, eu am descoperit o pagină a lui Andrei, la care cred că n-ai dormit nopți, n-ai dormit zile, să adun toate materialele filmate alături de cenacul, alături de tatăl tău. Pe de altă parte, Ana, ea, ca să
ca să faci această flacără, ca să întreții această flacără, n-ai dormit nici tu zile și nopți. Deci amândoi trebuie să duceți mai departe... Insomnie. Da, așa amândoi. Când de fapt, pe mine m-a făcut în somn, a și recunoscut. Eu nu știu. Nu despre, știi, mine. Erai... despre tine știu, dar despre mine... Vreau să vă spun cum dar a făcut cum a fost în somn. Întâmplător, era o perioadă în care rușii invadaseră o țară atunci. Era august 1968, intraseră rușii în Cehoslovacia, în Praga. România luase atitudine, corect, toată lumea, știi, se constituiseră gărzile patriotice, toată lumea era în stare de alertă. Tata stătea atunci împreună cu mama și cu Ioana, sora mea cea mică, foarte mică, în blocul Scala sau în blocul Dales. Dar în zilele de care vorbesc eu, mama plecase cu Ioana, cu sora mea, la Mogoșoaia, la Casa de Creație a Uniunii Scriitorilor. Și la un moment dat, în plină noapte, mama a zis, ia să-i fac eu o vizită neanunțată lui Adrian, fiind sigură că îl găsește cu una. Doamne, atunci nu l-a prins cu niciuna, dar ea era convins. A intrat în casă și când a băgat cheia, nu știu, asta povesteau și mama și tata după ani. Mama a auzit voci în casă și mama era sigură, voce de femeie, gata, îl prind pe Adrian cu... De fapt, tata adormise cu radioul deschis, se transmiteau vești despre invadarea Cehoslovaciei. Da, corect, la Europa Liberă. L-a sculat din somn, m-au făcut pe mine, mama a plecat imediat cu mine cu tot în stadiu celular, înapoi la Mogoșoaia și peste 9 luni m-a născut. M-a făcut pe mine, am relatat de la locul faptei. Deci, da, într-o stare de semisomnolență. Și de aceea probabil te-ai și apropiat de istorie, pentru că pentru tine a rezonat foarte mult istoria invadarea. Istoria a fost scrisă foarte adormitor la noi multă vreme. Dar Ana, ca să știe și colegii mei aflați aici, care se uită direct la noi și vă studiază ba pe unul, ba pe celălalt. Dar eu nu stau cu spatele. Nu, stai liniștit, tu stai exact cum trebuie. 4 ani ai stat la radio, la Smart FM. Da, în fiecare joi de la ora 8 eram acolo. Și iartă-mă că te întreb, dar după pandemia asta, care ne-a întristat puțin pe toți, nu mai vrei să rei radio? S-a oprit? Eu n-am vrut să mă opresc niciodată. Nu, n-a fost alegerea mea. A fost o conjunctură pe care o regret și acum. O regret că ai făcut-o sau regret că nu se mai întâmplă? Regret că nu se mai întâmplă. Regret că nu mai sunt în fiecare joi la radio. Tu, draga mea, în fața... S-a schimbat patronatul și au schimbat grila. Dar mai sunt radiouri pe lume. Fii atât, ai să-ți dau o idee în momentul de față. Uite-te la mine. Sunt omul care, timp de aproape 30 de ani, a făcut tot felul de slalom și la radio și la televiziune. Și de fiecare dată, când se termina o poveste, vroiam cu tot din adinsul să încep alta. Când vei începe altă poveste la radio? Pentru că eu te-am ascultat de la radio și tu ai un fel de melancolie și un fel de sinceritate care pe mine mă, oare nu-i fata asta nu-i prea sinceră cu noi? Așa îmi puneam eu problema, știi? Uite, și nu mi-a spus niciodată. Păi nu puteam, niciodată. Că tu trebuie să știi, lumea, tu ai un iubit cu care ai o fată minunată, Alexandra. Da, care e foarte supărată pe mine că am plecat de acasă astăzi. Iar acum, pentru a închide cercul, dragul meu Andrei, lucru pe care cred că știți amândoi, Alexandra s-a născut pe 30 iulie. Pe 20 iulie. 20 iulie. În aceeași zi cu tata. În aceea zi cu Adrian Păunescu. Iar Ana s-a născut de Crăciun, în 25 decembrie 90. Ce mi-e mai, ce mi-e Crăciun. Da, dar știi cum e treaba asta cu a te naște în ziua în care mai e cineva important. Inițial e o coincidență de bucurie. Dar Ana, săraca, niciodată nu-și poate face ziua de adevărat la că e Crăciunul. Da, m-am obișnuit. Acum a redevenit Crăciunul mai important fiind copilul în casă. Tot Moș Crăciun contează, nu ziua mea. Iar Alexandra s-a născut de ziua lui tata. E extraordinar. Dar gândește-te, atunci, nu numai că o sărbătorim pe minunăția asta a Anei și a lui Daniel, dar ne gândim și că era ziua în care ar fi trebuit să-l sărbătorim pe tata, că vorba aia, ar fi trebuit să aibă acum 80 de ani. Nu, 79 de ani. 79. E o vârstă la care unii pornesc proiecte. Spune-mi, da, tu născută de Crăciun, n-a fost tentația să spună, hai să o numim Crăciun sau să se lege chestia asta de Crăciun? Cristina? Nu. Crăciunița? Nu știu, ceva de genul ăsta. Nu.
Mama a fost, avea în salonul în care m-am născut eu, erau alte mame, toate își numiseră fetele Cristina. A, vezi de asta? Nu. E, ceva, ceva, nu, e, nu, nu, e, nu, e, nu, e Ana Maria, e Ana Maria. Da, Ana Maria, îți dai seama. Păi da, dar eu sunt Ana Maria pentru că tata avea două mătuși, pe una o chema Ana și pe una o chema Maria. Și mătușa Maria, când a aflat că pe mine o să mă cheme Ana, s-a supărat foarte tare și atunci a trebuit să mă cheme Ana Maria. De ce spun lucrurile astea? Pentru că eu m-am născut în august și știți care e al treilea nume al meu? Frank. Nu. Al treilea meu nume este Augustus. Înțelegi? Apropo de istoria romană, Dacia și așa mai departe. Augusta figură. Da, îți mulțumesc foarte frumos. În afară de ziarul acesta, cred că venirea în urmă cu aproape 6 ani a Alexandrei ți-a schimbat viața. Da, bineînțeles. Totul se învârte în jurul ei. Și revista, deja știe și ea, mă întreabă, lucrez? E miercuri? De știe totul despre revistă și despre activitatea noastră. Când vede sigla Cenaclului Flacăra, imediat se gândește la Andrei. Bun, da, Andrei, după cum foarte bine știi, dincolo de toate calitățile lui, este și caricaturist. Asta Alexandra încă nu știe foarte bine. Da, dar tu știi, ai pus vreo caricatură? Știi ce vreau să fac astăzi, nu? Nu. Vreau să zic, te rog frumos, ia un pix, ia o hârtie și te rog frumos să o mucadi. Dă-mi o hârtie. Deci, dragul meu, vreau să te întreb, a fost vreodată în Flacăra vreo caricatură a lui Andrei? Da, au fost multe. În mandatul meu din 2010 încoace, poate mai puține și pentru că nu s-a mai ocupat el atât de mult cu caricatura, dar eu știu că la un moment dat tata insista chiar foarte mult să dea caricaturi în revistă și să-și ilustreze materialele cu caricaturi. Ce vrei să desenezi? Dacă e vorba de caricatură, vreau să-mi faci mie caricatura. Eu vreau... Ego-ul. Nu, eu ego, vreau să... Nu, caricatura înseamnă că mă pot râd de eventualele exacerbări pe care le-ai tu înscris în desenul tău. Dacă discutam de anul 79, atunci când dragul nostru frate Andrei a debutat, vreau să spun că același lucru s-a întâmplat și cu tine. Dacă el era la 10 ani, există un singur lucru pe care tu l-ai făcut, depășindu-l ca vârstă, nu-i așa, pe Andrei. La 4 ani ai cântat prima dată. Când Adrian Ponescu ți-a zis, când tatăl tău ți-a zis, băi, ai cântă, ai zis nu? Nu, am zis da, că îmi plăcea. Dar la un moment dat am zis nu. Aveam vreo 14-15 ani și n-am mai vrut să cânt. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai mai vrut să cânti? Pentru că mi-am dat seama că am eu ureche muzicală cât de cât, așa? Dar nu e asta calitatea mea principală. Și atunci, când a făcut, îmi aduc aminte că a fost un spectacol la care i-a adus pe ei mai mari din Cenaclu. Și exact asta i-am spus, nu pot să mă urc pe scenă cu ei și să cânt. Nu, nu fac asta. Și nu m-a obligat. Așa, din când în când mai acceptam să... Mai ales că obișnuisem să preiau piese pe care el le iubea foarte mult. Eu doar cântam, nu și compuneam. Am înțeles. Da. Dar mai ții minte ce ai cântat atunci? Probabil ceva cu Steagul? Nu. Nu mai țin minte. Mai ții minte piesa asta? Cum să nu o țin minte? Este o piesă scrisă de tata și de Adriana Margalina, o colega noastră din Râmnicu cu Vâlcea, dar ea a debutat cu alt cântec. Ăsta s-a scris puțin mai târziu, când ea deja era mare, bătrână, avea 7 ani. Bătrânețile astea la 7 ani sunt îngrozitoare. Cum ai de reumatisme? Cum să? Bine, perfect. Deci, România ultimului bal. Ultimul bal. România ultimului bal, așa am zis. I-am făcut-o, n-am zis. Iartă-mă, băieții. Nicio problemă. Iartă-mă, fraților. Vreau să spun că mi-a plăcut aici un vers pe care trebuie să-l spun. Să ajungem chiriași la noi în țară. Ajută-mă, Andrei. Of, trebuie să te ajut mereu. Mă întrerup din actul creației. Deci... Chiar îmi face caricatura. Ce mă fac eu pentru tine? Să-mi găsesc și eu tonă. N-am cântat piesa asta niciodată. Cu vocea niciodată. În loc să... E bine așa. Si minor. În si minor? Este foarte... Eu vă dau note. Mă întorc cu scaunul. Și siu e minor, cum era și Ana atunci pe 7 ani. Așa cum sunt. În loc să fim o țară numai frați, simțim în noua epocă barbară.
că am fost în viața noastră blestemați, să ajungem chiriași la noi în țară. Din tot ce facem nu avem nimic, ne macină străine interese. Făina noastră n-are spor nici pic, nici pâinea în cuptor nu ne mai iese. Nici pâinea în cuptor nu ne mai iese. Poet nebun, ce vorbe mai îngruci, de zici că ești din neam ce nu se lasă. Când am ajuns în țara noastră suci, și suntem cerșetori la noi acasă. Și suntem cerșetori la noi acasă. 1997. Poeții sunt de multe ori vizionari. Extraordinar. La fel cum Adrian Păunescu spuneai de 1 decembrie. Cum el spunea încă în 1983, în revista Flacăra pe care o conducea. Mm. 1 decembrie, măreață, zi cea mai frumoasă, cea mai neegalată a noastră sărbătoare, precum ai fost, noi știm că vei mai fi, trăiască veșnic România Mare. Deci el atunci zicea 1 decembrie sărbătoarea noastră națională, când era la putere 23 august. Da. S-a întâmplat. Peste 7 ani a fost din nou oficial. Și asta era piesa pe care tata o iubea atât de mult. România ultimă. Da, încă trebuia să o cânt peste tot. Până n-am mai apărut. Iartă-mă că te întreb, Ana, dar trebuie să-mi spui, Alexandrei nu-i cânți? Ba da. Ce-i cânți? Care sunt melodiile preferate? Ce îi place cel mai mult să te audă? Bineînțeles că nu o să te pun să cânți, pentru că ai zis că după 15 ani n-am mai cântat niciodată. Nu putem să cântăm acum, să creăm acest sacrilegiu. Am mai cântat o dată chiar cu Andrei pe la 19 ani, nu știu, zi oricum. A fost o zi națională. Am prins-o la un spectacol la care a venit la Gura cu Morli și era prin mulțime, încerca să se ascundă și am zis, este aici, Ana Maria, hai. Și nu m-a făcut de râs să zic că nu, știi, să fie răsfățată, dar după aia mi-a zis, bă, dacă mai faci vreodată așa ceva, nu mai vin niciodată. Adică, așa ți-a zis? Da, adică acolo n-a făcut pe copilul răsfățat, ci bine a făcut. A venit, a cântat și după aia mi-a zis, te rog frumos, deci chiar vorbim serios. Dacă vrei să facem ceva, stabilim înainte. Nu mă pune în situație. Hai să spun ce se va întâmpla peste câțiva ani. Alexandra va intra pe internet, o să găsească toate filmările cu tine în care cânți și o să spun... Așa de multe. Și o să spună? O să găsească o singură filmare cu tine în care cânți și o să spună, mami, la ce voce frumoasă ai tu, de ce nu mai cânți? Și atunci tu vei spune... Păi nu, pentru că eu ei cânt aproape în fiecare zi. Ce-i cânți? Piese din Cenaclu. Și așa aș învățat foarte multe. Extraordinar. Da, da. Care e piesa care îi place cel mai mult? Îi place o piesă, Andrei nici nu știe, n-am apucat să-i povestesc. Nu știe piesa, nu știe. Îi place Ochii albaștri ai lui Dumnezeu, tot a Adrianei Margalina, aceeași compozitoare. Ochii albaștri ai lui Dumnezeu. Îi place Umbra al lui Nico Alifantis, așa a descoperit-o, cântând-o, ascultând-o cântată deci, de mine. Deci, practic, ea la 6 ani face pe 20 iulie, da? Da. Astăzi, da, 5 ani și 9 luni are. Extraordinar. Da. Mi se pare extraordinar. Deci tu la 7 ani deja știi toate piesele pe care eu abia le auzeam la 7 ani pentru că tata nu mă lăsa să mă apropii de radio. Și îi plac foarte mult. Îmi spune, cântăm Loc de mască. Ia frânturi din poezii, că nu știe cum se numesc piesele. Și asta e un vers din cântecul ăsta, din Ochii albaștri ai lui Dumnezeu. Dar sunt unii care la radiourile din România îl ascultă pe tatăl tău în continuare. Nu te lasă să te apropii de radio. Că nu prea-ți difuzează piesele. E adevărat? Dragul meu... Iartă-mă, Ana. Eu am o politică. Muzica lucrează pentru tine. Muzica intră în locuri în care tu nu vei intra niciodată. Poate că intră în sufletele oamenilor pe care nu vei cunoaște niciodată. Dar e important să îți menții speranța. Da. Și cântă foarte frumos, Alexandra. Eu cred că în viitor, când o să cânte Alexandra, povestea asta nu se încheie și o să suferi din cauza asta, pentru că Alexandra o să te roage într-o zi, mami, tu o să-i spui, da, iubita mea, mami, hai să cântăm, iar tu o să-i spui, nu, normal că nu o să refuzi. Atunci pe ea nu o să refuz. Deci dacă ați fi adus-o aici... Să vină Alexandra! Da, deci pe ea... Să vină Alexandra! Și Daniel și Alexandra să vină aici amândoi. Da. Ok, bun. Nu e Alexandra. Alexandra este într-un casting pentru următorul musical. Da, așteaptă să o inviți. Că m-a întrebat, ea de ce nu poate să vină, ea de ce nu e invitată. Așteaptă. I-am spus că
Eu am făcut niște spectacole la Sala Palatului. Am început în urmă cu 11 ani. Și primul spectacol a durat 2 ore jumătate, 3. Următoarele au durat mai mult. 4 ore și ceva, aproape de 5 ore. Lumea îmi spunea, ești nebun, nu mai ține, avem și noi, ții minte, Tony Grecu îmi spunea, te rog frumos, am și eu o vezică, te rog, termină spectacolul mai devreme, nu este comercial ceea ce faci tu, oamenii au nevoie să facă ceva, să nu mai miște, că... și mai departe. Până când am auzit că un tip, Andrei Păunescu, a făcut la Sala Palatului un spectacol, a reînviat Cenacul Flacăra. Am zis, băi, ce mișto, mă duc și eu acolo. Numai că Andrei n-a avut un spectacol de o oră, două, cinci. Continuați. Asta e problema. Continuați, continuați. Cum am aflat de asta? Într-un decembrie... Ce te-ai oprit? Băi, stai că mă las loc de interpretare. Într-un decembrie cineva mi-a zis, băi, tu știi cât la cât s-a terminat spectacolul aseară? Al lui Păunescu? La cât? La 3 dimineața. Iar eu, acolo, cu siguranță, au mai rămas 2. Nu, nu, a rămas toată sala. Am publicat spectacolul ăla din 3 noiembrie 2017, e pe YouTube integral, așa cum a avut 7 ore și ceva, fără pauză. 7 ore și ceva, frate! 7 ore și ceva! Dar n-a fost voința. Gândește-te, au fost aproape 50 de numere intrate în scenă. Cum să-i spui, cum să, dacă ai șansa să-l ai pe Hrușcă, să-l ai pe Socaciu, să-l ai pe Mircea Vintilă, să-l ai pe Doru Stănculescu, să ai și... tinerii din generația folk de la Craiova, să ai pe Moe Gheoză, să ai pe... Cum să spui nu? 7 ore, tata. Da. Și extra, în da. Anul următor au fost tot așa 7 ore și ceva, au venit mulți din cei care fuseseră anterior, dar au venit și alții care, uite-te, acum sunt istorie. Dan Aldea a venit în 2018, în 2019 a fost varianta simfonică alături de Daniel Ginga și Orchestra Metropolitană și după aia a venit spectacolul pandemiei. Bun. A durat chiar mai mult de 7 ore. Și care se îngemânează perfect cu spectacolul războiului. Bravo, Ana. Iar acum întrebarea firească pe care ți-o adresez este foarte clară. În decembrie 2022, după pandemie, după război, iată că rimează cu 2. Ce... Câte ore va avea spectacolul de viitor aveți? Ce planuri de viitor și câte ore va dura spectacolul de anul ăsta de la Sala Palatului? N-am făcut... planuri pentru Sala Palatului, pentru că instabilitatea a fost până în ultima clipă și deja s-au luat cam toate zilele din toamnă. Dar tu ai fi vrut să faci? Nici n-am vrut să fac, nici nu m-am grăbit să fac, dar cred că la un fenomen atât de durabil, un fenomen etern cum e Cenacul Flacăra, la 2 ani de pauză, sau 3, câți au fost, 2020, 2021, poate să fie și al treilea. Anul viitor, așa. Da, dar ne vedem, va fi ceva extraordinar în 23 iulie, într-o sâmbătă. Așa. Ne vedem pe plaja sălbatică de la Corbu, unde facem un Cenacul Flacăra cu artiști din prima gardă, din a doua gardă, din garda de azi. O să fie minunat, o seară de muzică folk, Cenacul. Nu uitați, deci plaja de la Corbu, la nord de Mamaia Năvodari. Iulie. 23 iulie. Deja, uite, am vorbit cu clasicul, cu Mirificul, Mircea Vintilă va veni, cu Mircea Maniciu, cu alții. Cioc, cu tetea, toată lumea, da? Toată lumea va fi acolo. Senzația mea a fost că flower power-ul american din 70 a fost practic generația în blugi din 70-80 la noi. Aceste două, modul în care publicul se comporta, publicul se elibera, cânta, dansa, era un tot unitar și de fiecare dată anumite piese pe care nu le vom putea cânta astăzi, că nu le putem cânta pe toate, anumite piese erau foarte frumoase pentru că se spunea un vers, iar refrenul era cântat de mase și nimic nu poate înlocui cântatul acela frumos de public. Asta mi s-a părut senzațional. Da, și că nu e o întâmplare. Adrian Păunescu în 70 a fost timp de 70-71, toamna 70 până în primăvara lui 71, a fost la o bursă în Statele Unite. Și acolo a luat contactul cu cea mai frumoasă și cea mai vie perioadă a fenomenului Woodstock, power, flower, flower, power, și s-a întors în țară dorind să facă asta.
a fost și norocul lui istoric, în afară de ce a provocat el însuși, schimbând atâtea în România atunci, dar a fost și norocul lui istoric, a prins o perioadă în care și Ceaușescu era mai deschis la minte și nu a interzis de la început fenomenul. 12 ani a durat, după care Ceaușescu l-a interzis. Da, deci atunci a venit ideea. Când a văzut că miracolul american există, miracolul ca un tânăr talentat să vină din sală, să debuteze, dacă da. E bun, dacă e bun, devine celebru, dacă nu, e uitat. Au existat oameni care au venit pe scenă și s-au întors cu coada de picioare înapoi în public? Cei mai mulți. Cum să nu existe? Băi, faptul că au fost sute de folchiști, zeci de trupe și, mă rog, zeci de umoriști din miile și... Și umoriști au fost păi acolo. Păi Divertis n-a venit, n-a fost la cena cu Flaca, n-a venit în 84 cu Tony Grecu, cu Florin Constantin, cu toate. Nu era Ghiuri Pascu încă acolo. Dar Ghiuri Pascu n-a debutat la cena când era copil, la Agnita. Dar Loredana Groza la 13 ani n-a debutat la Onești. La 13 ani? Păi, Loredana a povestit chestia asta când am fost cu fetița mea, cu Adriana, la concursul la care Loredana în... Nextar. La Nextar. Așa. Și Loredana când a văzut-o pe Adriana venind, Adriana venind cu piesa ei, versul ei, muzica ei, a zis: eu vreau să-ți mulțumesc acum pentru bunicul tău, pentru că eu aveam 13 ani și când a venit cu cenaclul la Onești, a făcut audiția, a ieșit din scenă, a lăsat concertul să meargă înainte și s-a dus în cabină să facă el audiții, știi? De multe ori nu se lăsa doar pe mâna colegilor, că mai apăreau invidii, știi, jocuri. Și zice Loredana, aveam 13 ani, am intrat Adrian Păunescu era pe canapea, cred că îl durea capul, nici nu s-a uitat la mine, a zis, da, cântă. Și am cântat ceva popular. Nici n-a terminat cântecul și a zis, în scenă imediat. În scenă imediat. Asta este un fenomen. Așa s-a întâmplat. Da, da, asta înseamnă așa flair. S-a întâmplat. Asta înseamnă și flair. Adrian Păunescu avea un flair. Adică îți dai seama, frazează-mă un actor, spune-mi o glumă, zi-mi o poezie. Era un fel de, era și un spectacol de talente, era și un România au talent, dacă mă întreb pe mine. Și era liber de orice contract. El știe că n-a făcut niciun fel de condiționare, niciun fel de contract cu nimeni. Le-a dat tuturor scenă, cuvinte, laudă, promovare, bani cât putea să dea și erau foarte mulți, legal să dădeau. Nimănui nu i-a spus, vezi că dacă vii în cenaclu trebuie să semnezi un contract de exclusivitate, de nimic. Totul a fost făcut cu o libertate de inimă. 100%. Și de aia el n-a avut nicio teamă. El și spunea, doamne, eu nu mă tem de oamenii talentați, pentru că eu știu că eu sunt foarte talentat. În cele ce urmează, vă voi face o surpriză. O surpriză. Voi rememora amintirile mele. Dragii mei, draga mea, această zi pentru mine este un fel de 1 decembrie. 1 decembrie. Este un fel de zi națională pentru mine. De aceea, dați-mi voie să vă spun că se întâmplă chiar acum următorul lucru. Aici avem așa. Ciolan cu fasole. N-am adus ciolanul, dar am luat cana de pe față. Vreau să-mi spuneți dacă vă place așa ceva. Cum să nu? Nu, eu nu știu. Nu-mi dau seama. Ce plăcut! Cum se numesc astea? Murături, nu? Da. Trebuie să vin și eu mai aproape. Te rog frumos să vin mai aproape. N-ai terminat caricatura? Nu, încă o oră la dispoziție. Dar de ce stai cu mâna așa? Vrei să mă prinzi la ultimul vagon al trenului? Este de actualitate și... Deci înainte de masă, caricatura este următoarea. Artele din jurul lui Horia Brânciu. Aici. A pus și un ciolan aici, a pus și un pahar de vin, a pus un microfon și bineînțeles... Și pantaloni scurți din excursiile tale. Uite-mă, uite de desubtul clapei, sunt niște... Și bineînțeles părul de pe picioare pe care nu l-a obturat. Nu l-am văzut niciodată, dar îl bănuiesc. Îți mulțumesc foarte... Mi-a zis cineva dintr-un serviciu secret care te urmărește că ai păr pe picioare. La mulți ani, mă bucur foarte mult că suntem împreună. La mulți ani să strească toți copilașii și iubitul soț. La mulți ani să strească nepoții și toată lumea. Și da, și copiii. Și copiii să strească toate amintirile. Asta n-ai primit-o niciodată, oarea asta. Dar trebuie să o procesez, că e adâncă. Mm.
Voi n-ați mâncat și aperitiv? N-ați mâncat, nu? Mi l-a pus în față și l-a mâncat el. Da. Că eu, adică îmi punea o întrebare, mă provoca să răspund cât mai lung, fiindcă râvnea. Râmnea. Bun, una abia. Peste alta vreau să-mi spui lista de prieteni pe care o ai pentru ziua ta, în timp ce mănânci, pentru ziua ta de naștere. Pe cine inviți la ziua ta de naștere și unde o ții? Pe mine. M-a invitat. Mâine. Adică, mâine 3 mai. Naștere? Da. Cred că o să o fac la... împreună cu niște prieteni care m-au invitat să facem un spectacol undeva în București, pe Bulevardul Iuliu Maniu, și o să sărbătorim prin muncă. O să și cântăm ceva. O să cânți la spectacol? Păi m-au invitat să fim împreună, am mai făcut niște aniversări acolo, dar sărbătorii în care e mai mult vorba filmului lui Cornel Diaconu, Cenacul Flacăra, da, cu revelionul acela de la Brașov 82-83. Ah. Când tata spune, un revelion în care în mod ciudat vom servi și spirit și spirit, sau cam așa ceva. Că de obicei se servea numai spiritoase. Nu, numai spirit. Nu, spirit de la spirit. Cine servea spiritoase era dat afară din cenaclu fără milă. Vorbesc serios. Era interzis. Sigur că mulți călcau de lucrul ăsta? Dar în mod oficial nu avea nimeni voie să bea pentru că... Și mirosea, dacă îi vorbea de la din distanță. Spate, așa, la cenaclu îi vorbea. Extraordinar. Tata nu bea și atunci simțea chestia asta. Dar știi că de la o bere s-a petrecut plecarea lui Florian Pitici din cenacul Flacăra? Nu cred. La hotelul Meduza din Eforie Nord, în 1982, în turneu de vară al cenacului Flacăra, Florian Pitici, care era unul dintre întemeitori, era de o vârstă cu tata, adică era unul dintre puținii care veniseră în cenaclu și cu un mic bagaj anterior. Nu erau creați de cenacul Flacăra. Da. Dar regula era sfântă, nu se bea la cena cu flacă. Și tata intră la recepția, la recepția cu bara hotelului Meduza de la Mare și îl vede pe Florian Pitici, pe Moțu Pitici, bând o bere și spune: Moțule, ce faci? Adrian, eu sunt la Mare și sunt, mă simt în concediu, dacă nu beau o bere la Mare. Și tata îi spune: Moțule, da, concediu, concediu, dar voi câștiga 600 de lei pe zi, legal. Asta nu e concediu, e muncă. Da, dar eu dacă nu beau o bere, Moțule, dacă tu încalci legea, tu care ești puțin altceva decât tinerii care vin, așteptările sunt mai mari. E greu să am eu autoritate să le mai spun dacă pe tine te... Și Pite și-a zis: Adrian, ce să fac eu dacă nu beau o bere la Mare, nu mă simt bine. Păi ce facem? Păi hai, ne despărțim. Și-au strâns mâna, bărbătește, s-au despărțit, au rămas prieteni, n-a fost cu... cum să spun, cu înjurături, n-a fost, a fost o chestie asumată, au rămas prieteni pe viață, dar fiecare și-a ținut punctul de vedere. Draga mea, m-am întâlnit cu prietenul meu Andrei, cu câțiva ani în urmă. Andrei. Ce stai aici? Asta mă interesează. Uite. Da, sunt la palatului. Ștoaico, tu nu știu. Vine pe public, mă urmă. Ștoaico, nu spun. A plecat. Da, da. Să-mi vitele. Da, da. Da, da, tu, tu. Le-ai înșerat tuturor așteptările. Da, da, tu, tu. Dar le rupți inima. Deci, dragi și domnilor, aici este un fan al meu, Andrei Păunescu. Noi veniserăm să vedem pe Brenciu și acum ne-ai deranjat. Lumea e de acord. Există și o vorbă la sala autorului. Să te tot deranjeze Brenciu. Dar zi-mi melodie care îți vine acum în minte de la cenacul Flacăra. Am acordat-o cu 2 ani în urmă. Vorba unui membru al cenacului de demult, când alt chitarist din cenacul i-a spus care chitara dezacordată, i-a zis: bă, și Cucu cântă fals de la începutul lumii și nimeni nu i-a reproșat nimic. Și totuși există iubire, și totuși există blestem.
dau lumii, dau lumii de știre. Iubesc antura și mă tem, haideți, și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii. Deci eu vreau să-ți spun că atunci ai cântat o singură strofă. Dar eu cred că acum e momentul așa. Să spunem un lucru important. Piesa asta este compusă pe versul de Adrian Băunescu de un pușt din Reghin. Atunci în 1982 era un pușt la Reghin de 17 ani numit Moe Gheozo, M-A-J-A-Y-G-Y-E-Z-E. Ungur 100%, un tip senzațional, care știi că era să rateze prezența la cena cu Flacra? Cum? Adrian Băunescu anunță preselecție. Spune, știu că Reghinul este un oraș care a dat mereu artiști valoroși, a dat grupul Folk Ecoul și alții. Cine vrea să debuteze, să meargă în spate, să fie ascultat. Și îi desemnează pe Ștefan Crușcă, pe Vasile Șeicaru și pe Ilie Stepan de la trupa Promuzica, da. Să facă audiții. Promuzica, da. Se înscriu 10 de oameni și la sfârșitul audiției, tata primește pe scenă hârtia, pe care scrie așa. Poziția 1, nu știu, Ion Ionescu, tăiat. Poziția 2, Marin Marinescu, piesa tare. Poziția 3, deci era scrisă și vârsta. Și erau acceptați vreo 2 sau 3. Și la un moment dat se uită pe hârtie și vede. Tăiat. Maja Y, G, Y, E, Z, E, 18 ani, totuși iubire. Tăiat. Și zice, mă, cine e ăsta? Boss este, îi spun cei care făcuseră preselecția. E o piesă slăbuță de asta, ușurică. Mă, nu cred, zice tata, nu cred eu că un ungur de 18 ani, de 17 ani, de 18 ani din Reghin, care a ales el poezia mea dintr-o carte, a găsit el totuși iubirea, n-a făcut un cântec bun. Vreau să-l ascult. Păi nu, boss, că a plecat, s-a întors în sală. Bă, aduceți-l că vă omor. Cum e piesa? E slăbuț, e ușuric, așa, știi? Genul de strand de parc. Nu i-a lăsat până când nu l-au identificat în sală. Noroc că n-a plecat, că nu s-a întristat și n-a plecat. L-au recuperat din sală, l-au adus la cortină și în timp ce spectacolul continua, tata cu o ureche i-a zis... Cântă. Cântă. Și a cântat piesa. Nici n-a terminat o strofă și un refren și a zis în scenă, este un șlagăr. De azi devii membru al cenacului Flacăr. Fler, mă. Înțelegi ce zic? Și știi ce a făcut după aia? Le-a zis celor din juriu. Nu ne mai spun numele. Mă, e foarte grav ce s-a întâmplat. Voi ori n-aveți ureche sau ziți o capodoperă, ori vă temeți de ăștia mici care vin din urmă. Și piesa este asta. Stare de veche și totuși murim repetat, și totuși mai cred în pereche, și totuși ceva s-a întâmplat. Pretenții nici n-am de la lume, un pat întuneric și tu intrăm în amor fără nume, fiorul ca fulger căzut. Și totuși există iubire, și totuși există blestem. Dau lumii, dau lumii de știre, iubesc amura și mă tem. Poftiți, poftiți. Și totuși există iubire.
Ce bine că n-am făcut nicio repetiție, nimic. Ce bine este aici și ce muzicieni ai lângă tine. Nu, ăsta e un lucru pe care trebuie să știe, mă rog, nu știu dacă știe toată lumea, dar cei care ne urmăresc trebuie să știe, noi nu discutăm piesele astea niciodată înainte să ne întâlnim. Știi ce mă miră pe mine la calitatea aceasta muzicală? Cum de acești muzicieni desăvârșiți cântă cu tine? Întreb-mă aici podcastul, Ana, îmi pare rău, aș fi vrut să mai discut anumite lucruri cu tine, dar Andrei îmi zădărnicește toate eforturile. Vreau să sprâng aripile. Gata, gata, Andrei, cu asta gata. Să întoarcem toată lopata. Ocupă-te de fasolea ta, Andrei, nu? Chiar, mai ciuculește din ea. Deci nu, e ceva de... Deci, eu cred că spiritul ăsta... Deci, Andrei e un om de pus pe rană. Dar... Ca sare, nu? Sare pe rană, sare pe rană. E un dublu sens. Mă rog, nu știi tu că nu-l te prinzi. Iubire ca iubire, dar iubirea voastră de poezie se materializează într-un mod diferit. În primul rând, Andrei, tu scrii în special pentru a însoți scrierile tale, versurile tale de muzică. Dar tu, draga mea, Ana Maria... O să-mi spui Ana. Deja suntem familiar. Lați că-i spune-o mai gata. Fii aici. Zi-mi o chestie. Câte volume de poezii ai scos până acum? Am scos vreo 3 când eram mică. Și când tata voia de fiecare, în fiecare an de ziua mea, de Crăciun, să-mi apară câte o carte. Și sunt poezii de copil. Nu sunt poezii adevărate. Bine, tata, ai mai scris între timp. Dar n-am mai publicat. Băi, uite ce... Da, eu sunt... Băi, ajutați-mă, frate, nu pot singur la baza asta. Eu am făcut voluntariat întotdeauna, eu sunt cu minte. Ana. Dar voi publica. Există un volum pe care l-am și tehnoredactat. I-am ales și coperta. I-am ales și titlul, i-am schimbat. Trebuie să scrii. Oamenii te vor iubi. Uite un fraier ca mine care scrie versuri. Rimă la versuri. Las că te știu eu pe tine. Ești un pungaș de rocker. Las că te știu eu pe tine. Deci, fii atent. Eu cu Andrei am un filon. Iriana. Deci, bun, stai că mă nebunești. Omule, mă nebunești, oprește-te. Ana. Da. Ana, dragă mea. Deci, tu trebuie să lași lucrurile să devină publice. De ce te-ai dus la radio? De ce ai făcut emisiunea aia 4 ani la radio? Pentru că acolo la radio, în momentul ăla, era șef Marius Tucă. Uită-l pe Marius. Pentru că el m-a sunat și mi-a spus că îmi începe emisiunea. E adevărat că eu înainte îi spusesem, ai radio, vreau și eu emisiune. Cred că a fost prima dată când am spus... Aici am vrut să ajung. De ce ai făcut emisiunea la radio? Pentru că m-a lăsat și Andrei odată, de mult. Când făceam eu emisiunea la Radio București, am rugat pe Ana să fac o emisiune în locul meu, fiindcă eram undeva... El era plecat și era o emisiune aniversară. Numai tu știi și spiritul muzicii și piesele și tot, numai tu știi să păstrezi o continuitate. Te rog eu frumos, nu poți să fiu în ziua. Era o emisiune aniversară, într-o zi aniversarea Cenacului, adică nu se putea să nu-și facă emisiunea. Și deci, m-am dus și am făcut în locul lui la radio. Și s-a plăcut. Și mi-a plăcut. Și după aia când am auzit că cineva apropiat de familie are un radio, am zis vreau și eu la radio. Uite, dragă mea. Uite, îți promit acum și asta o să fie, uite, cu Marto și mai departe. Eu îți promit că dacă vei scoate o carte de poezii în epoca modernă, nu atunci în copilăria ta, acum, actuală. Și poezii. Eu îți voi citi fiecare poezie, dacă vrei să fac și un audiobook, așa se numește, nu? Audiobook cu versurile tale. Îți fac ce vrei tu. Dar într-o zi trebuie să dai acest zid la o parte. Cum zicea colegul meu, Roger, break down the wall. N-am nicio teamă, n-am niciun zid. Mi-am dorit să public cu o editură. Așa. Edituri sunt, dar nu pentru toată lumea. N-am găsit o editură care să fie dispusă să colaborăm în niște condiții decente. M-am hotărât să public singură, eu am o asociație culturală. Așa. După aia nu mi-a mai plăcut coperta, după aia m-am gândit că mă duc iarăși către o editură și tot așa. Dar cartea există... Cu ce te pot ajuta eu să scoatem, în primul rând să scoatem asta? Pentru că după volumul de poezii... Da, o să fie o explozie. Nu o să fie un volum de muzică. Da, acolo sunt mare talent. Asta e Alexandra. Eu îți spun... Mi-a trecut vreme. Vai, nu mai am 7 ani.
La 7 ani e simplu. O, Dumnezeule mare. O las pe ea. Spuse cea născută de Crăciun. Da, o las pe ea. Hey, picia! Leave the kids alone. All in all, it's just a deci ăsta e. De ce? Pentru că eu am avut o groază de regrete. Întreabă-mă ce regrete am. Pune-mi întrebarea asta. Horia. Da. Ce regrete ai? Foarte bună întrebarea mea. Dar ce, cum ți-a venit întrebarea? Băi, formidabil și inspirația are. De ce spun eu? Regretul meu este că noi am cunoscut pe acești oameni la 20 de ani, la 25 de ani, la 30 de ani. Înțelegi? Asta este regretul meu. De ce? Pentru că nimeni n-a... Acum Cristi începe și el. Băi copii, ați început cu muzica. Deci mă nebuniți. Deci nici nu mai pot concentra. Sunt atâtea melodii în stânga și în dreapta încât nu mai știu ce să spun. Deci nu trebuie să ai regrete. Înțelegi? Ăsta e cel mai important. Uite, am regrete. Dar nu regret că am regrete. Nu știu cum să-ți explic. Am regrete, regret că odată cu pandemia a trebuit și noi să închidem. Eu am avut un centru cultural în București. Nu știu dacă știi. Centru cultural, da. Apa UNESCO se numea, un A, așa, general valabil, pentru că n-am vrut să intru în conflict cu nimeni și pentru că, oricum, toată lumea îl citea Adrian. Și a fost, da, era Ana. Da, era Ana, era Alexandra. Și regret că a trebuit să închidem centru cultural din București. Un an și ceva am fost undeva în centrul orașului, aveam ateliere de poezie, aveam sufrageria artiștilor, proiectul meu pe care poate că ar fi trebuit să ți-l prezint și ție mai de mult, că am fi putut face. Uite, încă un regret. Eu cred că regretele acestea trebuie puse pe masă pentru a le identifica și de a le rezolva. Un lucru pe care nu toată lumea știe este faptul că tu ai studiat limbi străine. Da. Ai studiat spaniola, dar ai studiat și portugheza. Exact. Mai mult decât atât, ai fost plecată 6 luni în Lisabona. Exact. Sau 2011. Cum spune, cum zice, Lisboa. Lisboa. Imediat a sărit cu observația, bravo. La portugheză. Imediat mă trage de, uite așa, ori. Crezi că o să tac așa ca la muzică? Așa, nu, la muzică. O să tac așa la muzică? Nu, o să... La portugheză? Nu, uite, vreau să-mi spui ceva. Ai studiat și poeți... portughești? Da, din păcate la facultate partea de literatură n-a fost atât de prezentă. Am făcut mai mult literatură veche, așa, m-am mai lovit și eu de poeți. Vreau să-mi spui cea mai frumoasă propoziție, frază, ce consideri tu din limba portugheză pentru a-l face și pe Andrei, pentru a-l face și pe mine, de ce nu, pentru a-i face pe cei care ne urmăresc să se îndrăgostească o dată în plus de limba portugheză. Da, pe Andrei nu pot să-l fac niciodată să se îndrăgostească de limba portugheză pentru că îi se pare, las pe el să spun. Nu îi place. Nu cred. Nu, am tăiat din urechea mea ce am auzit, deci, îmi cer scuze. Pe el nu. Cu el am pierdut jocul ăsta. Deci multă lume de aici crede că nu franceza, ci portugheza a fost făcută pentru iubire. Câteodată așa avem impresia. Dar acum tu ne vei demonstra. Ce să vă spun? Spune-mi... Iubirau... Așa face, așa face mereu. Când sunt prin Portugalia, așa îmi zice. Sau Alex Torres, pedagog. Deci, nu mă înțeleg. Deci, Boriau Brencinio. Nu. Astea sunt răutăcisme. Nu-mi plac astea. În echipa națională de junior a Braziliei. Dragostea. O amor. Ascultați. Scuze-mă, nu te acorda, Cristi, ajută-mă puțin cu o bosă, pentru că acest om, Andrei, nu suportă. Spune. Dragostea pentru țară e minunată. Un amor pentru país e maravilhos. Auziți-mă? Aoleu. Mergi mai ușor, foarte ușor, pentru că... Ca să am timp să mă gândesc. Nicio problemă. Podcastul Lucruri Simple astăzi are 2 invitați formidabili. Andrei și Ana. O să spun emisiunea. Un program Coisas Simples tem hoje 2 convidados maravilhosos. Băi, ce mișto e! Deci mă... Să nu spun românește, mă... Anima!
Andrei. U Andrei. U Andrei. Păi da, am și... Da, foarte. Da, să zic Andreș, ca să fie. U Andreș. Andrei este extrem de muzical. E, mult muzical. Vezi? Extremament muzical. Și îi place foarte mult să improvizeze despre dragoste. Îi gosta imenso de cantar sobre amor, de fazer improvisação, cred că se spune. Dar sora lui Ana, mas a irmã dele, Ana, o să pregătească pentru viitor, vai preparar para o futuro, niște surprize incredibile. Umas surpresas incríveis. Cum zice, îmi place? Gosto. Gosto. Gosto? Gosto. Gustu sau mănânc eu? Bun. În viitor, Ana... În futuru, Ana... va scoate primul ei volum de poezii. Vai publicar o seu primeiro livro de poemas. Și în ultima instanță... Continuă. Va începe să cânte. Și pentru oamenii din jurul ei, prietenii ei. E para os amigos dele, às vezes, possivelmente, vai cantar. Băi, bravo! Băi, n-am tradus fidel, dar... Bun, dar puteai să spui orice că... Păi singura care înțelege e Alexandra. Trebuie să-ți spun despre Alexandra. Eu sunt o mamă de-aia obositoare, numai despre copii, vorbește perfect portughez. Deci ea va înțelege, va ști dacă am tradus corect. Nu cred așa ceva. Da. La 6 ani... Da, de la 4 vorbește. De la 4 vorbește portugheză fiica ta. Da, și seamănă cu mine, are un accent perfect. Scuze-mă, Andrei, spune ceva în franceză. E o limbă pe care nu o iubesc. Extra. Cu China am trecut prin școală, prin orele de franceză, nu. Nu, nu e ceea ce... Nu te apropie de chestia asta. De franceză, nu. De engleză? Engleză am plăcut. Engleză am văzut, că da, noroc cu colegii noștri. Care este poezia ta preferată? Nu am o poezie preferată. Eu am crescut în atâta poezie. Cum să am o poezie preferată? O poezie pe care, din când în când, dacă ar fi ultima poezie... Uite, înainte să vă... Ești acum în ultima emisiune la radio. Și zici, acum... Nu, am plâns. În ultima emisiune la radio a fost rău. Am plâns, am fost... Deși, la Smart, acolo, un lucru era bun, că nimic nu era sigur. Nici măcar ultima mea emisiune n-a fost sigur. Am avut ultima emisiune de vreo 3 ori. Și atunci mi-am consumat tristețea treptat. Dar îmi aduc aminte când am dat bacalaureatul la proba de limbă română. Doamnele profesoare, mă rog, am rezolvat subiectul, mi-au dat nota și când mi-au pus nota acolo pe carnețel, s-a, Ana Maria Păunescu, da, și știi, porți numele unui, zic, da, știu, da, zic, da, zic, îl și cunosc, îl cunosc, da, îl cunosc, și erau foarte surprinși și zic, mă așteaptă acasă, așteaptă să-l sun, să-i spun ce notă am luat la examen, e tata. Și au fost atât de impresionate încât mi-a zis, te rugăm, recită-ne o poezie. Asta apropo de o poezie care îți vine așa în cap. Da. Și a trebuit să le recit una. Și a trebuit să le... Și am zis, ce fel de poezie? De țară, de părinți, ce vrei tu? Și le-am recitat un fragment din Orație de nuntă. Din poezia tate, Orație de nuntă. Doar că am sărit peste niște strofe care mi se păreau mie prea de ochiate pentru examenul meu de bac. Da? Și am trecut la ultima strofă și asta am recitat atunci. Și după aia am povestit tate. Îi zic, uite, le-am recitat Orație de nuntă. De ce Orație de nuntă? Asta am avut eu. Asta ți-a venit atunci. Da, dar n-am o poezie preferată. Îmi plac uneori chiar și poeziile scrise de mine. Dar nu le știu pe de rost. Nici eu nu le știu, pentru că nu am primit încă volumul pe care n-a fost încă scris. Dar le vei ști, nu? Pe de... Bineînțeles, abia aștept să venim cu toții acolo. N-a fost scris, n-a fost publicat. Da. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu ele. Dar pentru că tot te chinuie talentul, dragul meu tânăr, vreau să-ți dau un extemporal. Mai zic, cuvântul ăsta mai e în școală? Nu mai sunt nici tezele. Ce să mai fie? Nu, nici treptele. S-au dus toate. Acum sunt... Nu mai sunt nici școli. Băi, ai luat testul Cambridge. De parcă al nostru nu e bun. 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 Eu acum o să spun câteva nume din muzică, dragul meu. Iar tu o să începi o bucată a respectivului pe care ți-l indic eu. Ce jocuri frumoase. Așa ne jucăm. Ai făcut un ligament foarte, foarte tare aici.
pe care Eminescu l-a făcut, dar Eminescu se pare că l-a făcut intenționat. Tocmai mi-a făcut un compliment disimulat, iertați-mă. Nu, ligamentul evident este acea alăturare de două cuvinte diferite, care alăturare care dă naștere la un cuvânt de nerostit în public, unui cuvânt de nerostit în public. De exemplu, vă dau alte exemple până să ajung la lui Horia, cel de acum. Vrăjitorul din Oz era prieten cu vrăjitoarea de lângă Oază. S-a prins. Sau, în timpul ăsta, emisiunea mergea înainte. Bun. Să venim la ligamentul pe care... Stai puțin. Din respect față de... de... Ana, nu o să spun. Dar... Lasă-mă să termin. Ligamentul pe care l-ai făcut tu așa este? Este cel pe care l-a făcut Ceminescu în poezia Kamadeva. L-a chemat în somn pe Kama, Kamadeva, zeul indic. Este ca în momentul ăla de la ora de biologie în care profesorul spune aparatul genital feminin se află într-o zonă, într-un loc pe care nu pot să vi-l indic. Deci fii atent aici. Dați bandana, apoi și veți vedea că... Faptul că fac ligamente mi se întâmplă din când în când. Ceea ce e important, dragul meu, este că nu mi-am rupt niciun ligament deocamdată. Uite, și cu ocazia asta poate apari în flacăra. Te poate da la perle. În sfârșit! Deci, gata, debutul e... Apropo, ai scris vreodată vreun articol despre mine în flacăra? Nu, dar urmează. Fă-ți abonament și... 10 lei la orice. Bine, îmi fac abonament dacă scoți tu primul volum de poezie. Aia, păi durează mai mult. Se scoate, draga mea. Să scot eu un volum de poezie durează mai mult decât să dai 3 click-uri să faci un abonament. Propunem ceva mai simplu. Deci, nu, ăștia sunt copiii tatălui, copii. Copiii tatălui sunt în fața mea. Nu, cu ei nu merge așa ușor. Păi mă întoarceți pe toate fețele. Dar acum, pentru că sunt și eu dur la rândul meu... Aștept extemporal. Atenție, extemporalul sună așa. Pe care vi-l indic. Aici era asta. Îți spun numele, cânti melodia. Dar fără... Și eu pot să mă mănânc. Te rog, dragă mea, fără preludii... Nu, direct. Un bărbat care nu face preludii e un bădăran. Pe vremuri, un bărbat care nu face nici postludiu nu era acceptat. Da, e că la postludiu s-a terminat. Acum cu molul, cu filmul, cu Netflix. Dar măcar preludiu, lasă-l acolo, la locul. Atenție! Trebuie să-i cânți o piesă a lui Ducu Berții. Prelucrare folclorică. În fosta mamă pădurii, fosta mamă pădurii și nu mă mânca lupii, și nu mă mânca lupii. Hai, țurai și țurai, hai, țurai și țurai, hai, țurai și țurai, hai, țurai și țurai. Coborâi din tale pale, coborâi din tale pale, mântu-i cu torul cale, mântu-i cu torul cale, torul prințeam întrebat, torul ține cineva, torul prințeam întrebat. Da, dar stai o secundă. O capodoperă scrisă de Ducu Berții, muzica lui, pe versuri de Esenie. Eu. Nu, lasă-mă să-ți cânt. Te rog, asta a fost prelucrare. Prima a fost prelucrarea asta. Focul vânăt e gonit de vânt, zările au uitat să mă mai doară, de iubire întâia oară când la scandal renunț întâia oară. Minunat. Esenin pus pe muzică de... Esenin. Da. Poetul preferat al lui tata. Da. Mi-a plăcut asta. Îmi place extemporalul ăsta. Stai că vor fi lucruri... Hai să vedem. Te-ai auzit de încălzire? Asta a fost doar încălzire. Ușoară. Arăt... N-am mutră de terorist așa de dur, nu? Păcat. N-am mers. De asta m-au selectat în filme doar ca tată. Bun om. Mergem mai departe. Phoenix. Cine trece în valea seacă cu angelul fânteacă și cu pieptul desfelit? Cine? Andrei Popa cel vestit. Andrei Popa cel vestit. 7 ani cu voinicie și-a făcut tot de domnie și nu-i toată de genie.
Îți dai seama cât se va, s-ar supăra dacă ar vedea emisiunea asta Nicu Covaci. Din sute de piese câte a compus el pentru Phoenix, a încântat din Phoenix acum un baniciu. Asta e. Să trecem peste aceste lucruri care ne doare. Atenție! Asta e puțin mai grea, dar cu atât mai interesantă. Valisterian. Oh, Valisterian. Oh. Vezi? Nu e așa ușor. Dar nu, hai să nu cântăm nopți, că nopți o știe toată lumea. Și nici unde-s pistoalele, unde-s pânălele. Hai să cântăm. Diseară-i plecarea în insula mea, trăsura care te așteaptă la scară. Hai, curaj! Și târzia, căci prin poliții s-ar putea să apară tot la versule. Acolo vom crește copii monstru, la chei de lac și de mâscă porunde. Și refrenul. Și acum să trecem la la unde-s pistoare. Exact. Dar cum e refrenul? Nici nu știu dacă nu cred că are refren. N-are refren iluzia unei. Asta e o poezie pe care tata a scris-o la 21 de ani. În anii 60, da. Eu întotdeauna am fost foarte impresionată de poezia asta. Aveam și eu 20 ceva de ani și mă gândeam cum a putut să scrie așa ceva la 20 de ani. Asta e una dintre piesele mele preferate. Și tu și alții se întreabă despre tine cum ai putut să scrii în copilărie. Doar tu te întrebi. Ana, mama, nu, trebuie să lucrăm cu Ana. Da. Trebuie să mă... Asta este intro-ul de la piesa anterioară, Iluzia unei insule, intro pe care îl face pe disc, îl făcea actualul preot Dan Bădulescu, fost chitarist în Iris și în compania de sunet al lui Valisterian. A fost și în Sfinxul vechi, chitarist, mare muzician, s-a lăsat de chitară și s-a apucat de preoție, a și slujit la moartea lui Valisterian și la moartea lui Doru Stănculescu. Dan Bădulescu, mare chitarist de rock. Dar ca să te iert, îmi pare rău. Arată-mi pomnalele, arată-mi pistoalele, pentru că te-ai cam bâlbâit acum și ai avut foarte mare emoții. La ultima parte. Nana Moscuri a fost una dintre preferatele. Atenție! Ești gata? Absolut. Tatiana Stepa. Tatiana Stepa. Nu o să scând copaci fără pădure. Deci fii atent, el din prima zice nu, aia nu o cânt. Uite așa v-aș de fiecare dată. Extemporal ăsta? Tu ai fost la extemporale? Nu, hai să spun o scenă cu un cântec de Tatiana Stepa pe care o să ți-l cânt povestindu-ți o scenă dintr-un turneu din 96. Eram într-un turneu într-un an cu 300 de spectacole, Adrian Păunescu la masa lui la scenă, acolo, Tatiana e chemată la microfon și Tatiana spune: Tatiana Stepa va cânta pentru început cântecul ei Numai mamă să nu fii. Și Tatiana se ducea la microfon și zice așa: ceaiul avurește trist pe masă, dacă șervetul la pasă, n-am nevoie nici de două linguri, Doamne, cina oamenilor singuri. Sună telefonul în casa goală, Doamne, mă iertați, dar e greșeală. Sună telefonul în casa goală, dar e greșeală. Și tata: da, doamnă, este greșeală. Eu am prezentat Numai mamă să nu fii și dumneavoastră ați cântat piesa Singurătate. Piesa Singurătate. Dar sigur, cum să nu cântăm măcar refrenul de la Copaci fără pădure? Spunem pădure cu frunza rară,
un cântec pe care eu l-am scris de mână. În mașină, în parcare de la Cozia, de la Mănăstirea Cozia. Veneam din turneu, era august 94, mașina cu Adrian Păunescu și scuze-mă, te întreb, cred că mașina este locul în care ai făcut multe lucruri. Și tu. Acum vrei să povestim tot ce ne povestim când ne întâlnim în privat? Vorbeam doar de versuri, da, și de muzică. Exact. Vrei să spun câte piese ai făcut în mașină? Da, am făcut una. Adevărul ăsta e că am făcut câte una, bucăți? Două. Bun. Eu zic să te liniștești, puștule. Doamne, ferește. Chiar dacă ești pe strada regimentului, o stradă cu trecut glorios. Oh, Doamne. De luptă. Bun, mă lași copaci, să spună. Copaci, zic copaci. Copaci. Și pe la 2-3 noaptea veneam din turneu. Adrian Păunescu oprește mașina, era o, nu știu ce mașină, o mașină mică, în care mă aflam și eu cu el și cu șoferul, și în spate era autocarul Cenacului. Și tata îmi spunea, bă, Andrei, du-te și tu în spate și cheamă-l pe Buică, pe Cristi Buică, să scriem un cântec. Eu aveam chitara pe banchetă în mașina în care eram. Mă duc la autocar, care evident a oprit și el în parcarea aceea de la Mănăstirea Cozia, urc pe ușa autocarului, pe scara autocarului, și mă uit așa și zic, Cristi. Și el știa ce l-așteaptă. Noaptea oprim acolo ca să scrie. Și îmi zice, spune-i lui bosul că dorm. Și Tatiana, care era mereu trează, mereu gata de muncă, zic, Tatiana, te-a chemat tata să scriești ceva. Nu o chemase pe el, chemase pe Cristi. Urcăm în mașină și tata îi spune, Tatiana, ai o melodie? Da, bă, sigur că da. Andrei, ia o hârtie și notează. Bă, în câteva minute, deci nici n-am ajuns de la Cozia la Vâlcea, mi-a dictat poezia asta dintr-o suflare, Tatiana a cântat-o dintr-o suflare și așa s-a născut cântecul. În povestea copacilor doi, scârțâind într-o singură ușă, este vorba de noi amândoi, este vorba de foc și cerușă, spune-mi pădure, cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară? Nu știe iarna să se îndure pe noi copacii fără pădure. 2 minute, 3 minute. Știi că după podcastul ăsta e în studio, Cristiane, și adică am o energie de a creație formidabilă. Eu cred că această întâlnire a noastră trebuie să genereze idei. Nu există altă cale. Este un must be. Trebuie să fie așa. De ce? Pentru că oamenii se vor inspira în primul rând. Probabil că părinții își vor da probabil mai curând copiii. Dar studiază și tu o chitară. Asta e o concluzie. O concluzie, de fapt, a muzicii folk în general. Iar în al doilea rând, uite ce frumos se făceau anumite lucruri. Ai dreptate, Horia. Să știi că de vreo 2 sau 3 ori de-a lungul istoriei paginii mele de Facebook am spus, chiar riscând să mă repet, la sărbători, dragi părinți, dragi oameni care vreți să faceți cadouri unor oameni mai tineri, copiilor voștri, luați-le o carte de poezie bună românească și o chitară și le oferiți o jucărie pentru o viață care nu trebuie schimbată la următoarea generație de smart, care înseamnă cultură, înseamnă independență, deci o chitară și o carte de poezie. Ana, dragă, eu n-am stat, eu m-am luat o chitară, știu un acord. Cred că mi este mai bine. Știu și eu 2 acorduri, așa că... Cine era pisica blondă care... Ana. Este un acord compus de Horia. Nu este în modul și în stilul european, este în modurile alea asiatice sau tribale, în care continuăm exercit come. Elev Andrei, continuăm extemporalul, nu te juca cu alți colegi crezi din clasă. Crezi diversiuni, ca orice... Normal, ca orice elev. Atenție! Nu mai sta pe gânduri. Vasile Șeicaru. Doamne, are o piesă, are multe piese foarte bune, printre care nu se află Iancu Lațebea, e compusă de Adrian Păunescu. Dar, printre piesele lui teribile, așa. Și nu o să vă spun neapărat la Dio, care e genială. Nici nu pot nimic să-ți spun, pe curând s-au rămas bun, apărut numai nu la Dio tu. Nu asta. Nu
nu asta. Fii atent, o chestie foarte tare. Piesa asta este scrisă pentru... Râzi și tu, râzi, Ana, râzi, că uite așa mai cânul că eu de la început. Piesa asta este scrisă, evident, pentru o femeie. Este o piesă de dragoste pentru o femeie cu care poetul s-a intersectat la un moment dat într-o iubire teribilă și care a fost detectată de bărbatul femeii respective. Paranteză. După nu multă vreme și bărbatul și femeia și tot au rămas prieteni cu noi și acea istorie, acea intersecție de amor a fost considerată un fenomen al naturii. Bun, revin. A fost scrisă după ce... E bine că nu dai și nume. Păi, încă mai doar un pas până să dau și nume. După ce soțul acelei doamne, care era un scriitor maghiar extraordinar... Lasă, nu citeva și nume. Era un scriitor... Tocmai ce ziceam, că nu dă nume. În sfârșit, prima ceartă între ei doi. Doamne și domnilor, continuăm podcastul nostru. Oare cine se va... Ceartă nu-i nici prima. Nu, nu, da, Carmen, mama... Ana a fost prietenă până în ultima clipă de viață a acelei femei. Cu femeia, cu subiectul... Și predicatul. Da, bun. Acel scriitor, așa, maghiar, a venit în 1982 la Adrian Păunescu și i-a spus... Cum vorbea el așa românește, mai strică așa... Adrian, tu mare poet, mare succes, mare cenar cu flacăra fabulos... Dar soția mea, mare actriță, venit din turneu, Canada, Australia, America... extraordinar succes, Eminescu, cântat și Adi Endre, dar și Eminescu, ia la cenacru. Și toate i-a spus, dragă prietene, ne cunoaștem de prea multă vreme. Și era de față și arăta super. Acum ce te uiți? Parcă n-ar fi și tata al tău. Că dacă... Dacă tata n-avea modul ăsta de abordare, nu erai tu sora mea după 20 de ani de când m-am născut eu. Deci, practic, nu erați împreună, nu eram tot cu toți împreună astăzi. Și tata îi spune, dragă prietene, la cum arată? N-o lăsa cu mine singur în turneu, că spun că se va întâmpla o nenorocire. Imposibil, Adrian, tu, prietenul meu, frate, n-ai ce... Nu, spun concret, ce vrei să spui? Deci, adevărat, prieten, uite ce spune, așa spune. Și tata i-a spus, dragul meu, nu se poate, la cât de frumoasă este, n-o lăsa singură cu mine în turneu, că se va întâmpla inevitabilul. Ce vrei să spui? O piesă. Și tata i-a spus, fiindcă el se pare că nu vrea să înțeleagă. Dragul meu, dacă vine, dacă o lași singură cu mine în turneu, eu... Și completa asta. Pauză publicitară. Eu îi cântăm... Nu, absolut. Primul lucru era alt, prioritatea era alta. Și a zis, nu se poate, tu, Adrian, tu, frate. Bine, mă, eu ți-am zis. A venit în turneu, s-a întâmplat intersecția Marele Amor, el a aflat, a luat-o, a răpit-o, n-a mai lăsat-o în turneu, a închis-o într-o curte țărănească din județul Mureș, unde avea o moșie, și așa s-a născut, fii atent, s-a născut cântecul la Dio, despre care e atât de evident că e de dragoste, încât mă mir de ce Vasile Șeicaru, care e autorul muzicii, povestește în diverse locuri că Adrian Păunescu i-a spus că e un cântec pentru Basarabia. Nu, nicio legătură. Și o să vedeți de ce. Nici ea nu vorbea românește prea bine. Aproape deloc nu vorbea română. L-a învățat cu tata. Tu domn puțin, dar am învățat cu tata. Ăla-i liviu, tu doamne. Se află litere și farduri și niște munți sunt între noi. Era din Mureș. Dopsare închise, triste garduri și nici n-o să mai vină. Iar în pragul iernii absolute sărutăm tâmpla albă. Apoi scufundă-te și du-te în orizontul altui grai. Ne-ntudă altui grai. Nici nu pot nimic să spun, pe cuvânt s-au rămas bun. Apă numai nu la dicum. Anu, m-a ajuns puțin să cauți aici importante schimbări. Fii atent ce poezia scrisă Adrian Păunescu în 82, pe care a pus-o pe muzică și a cântat-o cu curaj extraordinar. Și caru, cum cântau piese de curaj extraordinar și alții. Să nu mă întreb, te rog frumos. Dar importante schimbări. Importante schimbări. Mare curiozitate, Sparta pe cei buni aruncă. Vremea decadenței bate, mult comerț, puțină muncă. Mult azot conțin cartofii, pe pământ se aud șenile, confiscați sunt filozofii de închisori și de azile.
Bună ziua până ai spune, vine noaptea și te leagă. Te iubim de șertăciune, fiindcă viața ne e dragă. Deci asta este un cântec teribil al lui, lui Sheikaru. Nu știu dacă știu pe din afară. Nu le-am gâtat niciodată, dar în cap trebuie să-l... Mare curiozitate, Sparta pe cei buni aruncă, ora decadenței bate, mult comerț, puțină muncă. A fura e la îndemână, a munci e o eroare, avem apă în fântână, izvorâtă din ulcioare, luptele pentru putere, pe cei slabi o să-i consume, sunt mai multe ministere decât muncitori pe lume. De un veac întreg încoace, alungați sunt cei destoinici, multe premii pentru pace merg la cei mai mari războinici. Bă, parcă este critica birocrației de astăzi. La UNESCO și la ONU, mare foșnet de salarii, dominat prea mult e omul, lângă voaie militarii. Așa, aia cu mult azot conțin cartofii, v-am spus. Mult azot conțin cartofii, pe pământ se aud șenile, confiscați sunt filozofii de închisori și de azile. Ascultă aici. Iarăși, parcă e scris acum, când toată lumea are pumnul în gură, crezând că are libertate. Nu mai e în râuri pește, nu mai e la lună rază, a gândit se pedepsește, a tăcea se premiază. Ruguri mari pentru eretici dau căldură sobei lumii, sunt mai multe boli ca medici, vine iarăși vremea ciumii. Împărțirea în partide, anarhie se mai cheamă, de războaie fratricide suferă bătrâna mamă. Și așa mai departe. Nu pot să trec peste Ștefan Hrușcă. O să râzi, dar o să-ți cânt o piesă pe care nu mai știe absolut nimeni. Piesa cu care a debutat Hrușcă. În ce an cu Flacăra? În ce an? El a venit prima oară prin 79 pe stadionul din Curtea de Argeș. A început să plouă teribil. El era concurent la un festival de folk și a început să plouă teribil și tata a spus: nu întrerupem! Toți concurenții și publicul să se strângă sub micul acoperământ din tribună. Era un pătrățel așa. Și acolo a cântat Hrușcă, a luat marele premiu și după un timp a devenit și membru al Cenaclului. El atunci a venit cu o piesă scrisă pe versuri de Dan Verona, mi se pare. Nu știe nimeni. Înfloresc în caleți de mamă dulce robnie și zăpezile mai aspre tot acoperă o câmpie. Tot mai cântă într-un munte noaptea o privighetoare, râul tot va bate-n galben cât deasupra este soare. Am simțit și bucuria de-a fi țară și așa mai departe. De-a fi țară românească și sar singur pe furtuna o câmpie. Care era secretul lui? Care era magnetul care atrăgea publicul? Voi l-ați cunoscut? Vocea curată, piesele extraordinare și cele folk, compozițiile lui Rugă pentru părinți, da? Întoarcerea țăranului, Bieți lampagii și piesele extrase din folclor, senzaționale piese din Maramureș. Din asta venea. Dar vrei să-ți spun cum s-a scris Rugă pentru părinți? Te rog. Înnebunești. Vine Ștefan Hrușcă în Cenaclu după momentul pe care vi l-am povestit, când era un tânăr, cu piese, da, cu piese frumoase, dar care nu rupeau stadioanele. Și la Craiova, în sala sporturilor, la începutul anului 82, mă asculți? Te ascult cu mare atenție. Te apropia de platoul meu, de acolo. Mă gândeam că faci o diversitate. Nu-mi permit așa ceva. Și, la un moment dat, tata spune, un tânăr extraordinar pe care l-am adus din Maramureș, o voce teribilă, tânăra generație a Cenaclului Flacăra, se pregătește să revenise Cenaclu, știi, după vreo 2-3 ani de pauză. Și sala sporurilor din Craiova, pe jumătate, se golește. Cântă Hrușcă, niște piese frumoase, lirice. Și tata strigă la microfon: m-ați făcut de râs, l-am adus pe tânărul învățător de la Iud, pe Ștefan Hrușcă, să-i arăt cum este Oltenia spirituală. Și v-ați dus să fumați ca niște grăbiți, n-aveți răbdare de nimic, nu mai las benguială, vă egal. Sigur, e momentul și pentru zbenguială. Ăsta va fi un mare cântăreț al României. Și după spectacol, tata îi spune: Ștefane, bă, eu i-am certat pe oamenii ăștia. Da, să știi că... Bă, dar nici tu n-ai piese. Se termină turneul, stai puțin,
Pleacă Ștefan la Ieud, unde era suplinitor de învățător în vârful muntelui în Maramureș. Și la un moment dat, era pauză de turnee. Era februarie 82. Și tata zice, zice secretare, știi ce? Vorbește la Sinaia, la casa scriitorului, o să mergem câteva zile acolo să facem o tabără de creație și sună la Maramureș, nu știu, vedeți cum dați de tânărul ăla de Ștefan Crușcă să vină să scrie niște bine. Îl sună, telefoane, centrală, îi se dă dispensă și vine la București, în Gara de Nord, cu o chitară rece, cu o husă făcută de sora lui pe loc. I-a cusut-o pe loc, n-avea cusă la chitară. Vine la redacția Flacăra, eram și eu acolo și tata zice, bine ai venit Ștefane, plecăm. Unde plecăm? La Sinaia. Mă ia pe mine în mașină, Crușcă, șoferul, ajungem acolo. Cum ajungem? Jucăm fotbal pe gheață. Crușcă își rupe cizma, intră gheață între degetele de la picioare, n-are curaj să-i spună. Cum să... Și rupt de oboseală, rupt de oboseală în cabana unde stătea, se duce să se culce. Și pe la 1 noaptea, lui tatăl vine pofta de scris. Și mâna lui dreaptă atunci era un om... fost realizator de emisiune Radio Cenaclu la Radio România, Tică Balacciu, care era și șofer, și bodyguard, și consultant muzical. Deci un conservatorist, un tip senzațional. Trăiește la Eforie Nord, am vorbit cu el zile trecute. Și tata îi spune, Tică, du-te și adu-l pe Crușcă să scrie în ceva. Urcă Balacciu, Tică Balacciu pe trepte și bate în ușa la gură. Domnul Crușcă! Nu Crușcă! Domn, dormea dus, îți dai seama, Ștefan venise din Maramureș, da, Gara de Nord, redacția Flacăra, drum la Sinaia, sport, fotbal, i-a degerat degetul, cizma rupt. Vă așteaptă, domn Păunezu, să scrieți ceva, poftim? Dormind cu ochii umflate, îi zice tata, jos acolo în sufragerie, ai o melodie? Ai o melodie? Fă! Și... începe Ștefan să murmure. Na 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 na. Da 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 da. Excepțional, notează. Enigmatic și cuminți, terminând rostul lor, lângă noi se sting și mă... Scrie dintr-o suflare, rugă pentru părinți. Enigmatic și cuminți, terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor. Dragii noștri, dragi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, că-și așa-au dus-o prost. Și voi tineri cum au fost, voi mai tineri decât noi. E pământul tot mai greu, despărțirea-i tot mai greu. Sărut mâna, tatăl meu, sărut mâna, mama. Dar de ce priviți așa, fata mea și fiul meu? Eu sunt cel ce va urma, dragii mei, mă duc și eu. Sărut mâna, tatăl meu, sărut mâna, mama mea. Rămas bun, băiatul meu, rămas bun, fetița mea. Tatăl meu, băiatul meu, mama mea, fetița mea. A doua zi dimineață, la Sinaia, vin trei redactori de la revista Flacăra. Cred că Nicolae Arsenie, adjunctul tatălui meu de la tatălui nostru de la revistă, cred că Dumitru Graur, Ovidiu Arințoa, vin cu paginile să le dea tata semnătura pentru tipar, că apărea revista Flacăra. Lucrează la revistă și la un moment dat le zice, bun, asta ca asta, revista asta, numărul ăsta iese, va fi excepțional. Dar cel mai important lucru care s-a întâmplat aici este o capodoperă pe care am scris-o împreună cu tânăr. Crușcă nu era acolo. Cheamă-l pe Ștefan. Vine Ștefan. Ștefan, te rog,
cântele capodopere. Și ăștia, colegii de la Flacăra, își dădeau coate, că tata era un entuziast, știi? Zic, da, sigur, și capodopere. Adică tot ce scrie capodopere, cam asta era ideea. Ștefane, cântă ce am scris azi noapte, rugă pentru părinți. Și Ștefane ia chitara și începe să cânte. Enigmatic și cu dinți, terminându-și rostul, lângă noi se sting și mor, dragii noștri, că și tata, ce-i asta, mă, că nu-i asta piesa. Cântă-o din nou. Enigmatic și cu dinți, terminându-și rostul, lângă noi se sting și nu-i asta, mă, melodia. Poți să am uitat-o, că dormeam azi noapte când am și zice, bă, tot eu să mă gândesc. Și după canapea avea un casetofon. A registrat demo. Nu cred, mă. I-a pus caseta. Nu cred, mă. Și știi, nu pot să cred. Și a adus aminte imediat. Nu cred așa ceva să aibă atâta intuiție. Nu pot să cred așa. A făcut demo. Altfel era dusă melodia. Versurile erau. Da, era, gândește-te ce versuri frumoase, câteva acorduri care... care distrug melodia. Bun, și așa s-a recompus piesa. Și le-a și zis, cred că va fi o piesă la fel de bună ca Charlie Chaplin al lui Socaciu. Care era atunci... Cum era Charlie Chaplin, nu? Cum era, te prefaci că nu știi? Piesa asta, bă, da. Charlie Chaplin a scris-o la Galați. Joacă-te și tu cu mine. A scris-o la Galați cu 2 ani înainte. Zi. Cu 2 ani înainte, zi, în mașină. Era la o filmare și șoferul de la televiziunea română era un om simplu de tot. Îl chema nenea Biru, nici nu știu ce nume. Biru, nu Biro. Și cum mergeam noi în mașină așa, nea Biro, cu Volga, erau Volgile, că atunci prin 80. Tata în față, nea Biru, în față, eu în spate și Victor Socaciu cu chitara pregătită pe banchetă. Și nenea Biru îi spune, dai și Păunășu. Dau un Păune. Doamne, am văzut că scrieți tot timpul, dar vă spun sincer, eu, dar cred că dacă eu nu prea înțeleg cam tot ce scrieți, mulți nu înțeleg nici ei, nu vreți să scrieți ceva așa mai simplu, mai pentru să înțeleagă toată lumea. Și toată, de exemplu, domne, scrieți, domne, o piesă și pentru Chaplin, domne. Ce? Pentru hai, domne, ce? A fost de al nostru, domne, a fost pe cine? Chaplin, actorul. Extraordinar, avea niște filme excepționale. Doamne, să știi, Biru, să știi că ai dreptate. Și în momentul ăla a făcut conexiunea de la cazul particular al unui actor american din deceniile anterioare la problema aia, socială, importantă. Și a zis, Victor, ai o melodie? Da. Na, poftim? Boss? Cum să nu? Și pe loc, Socaciu a început să urmure și a scris așa. Râdeți cu pământ cu tot, până când vă mai suport ultimul șablon. Nu de el când râdeți voi de voi, că sunteți grăbiți și cinici și inculți și goi. Charlie Chaplin calcă-n dodii cu pantofi strâmbați, hohotiți, dar n-aveți știre voi ce strâmb călcați. Face el cum face rasa și e caragios, dar ce cârduri mari de rață trec în sus și în jos. Oh, Charlie Chaplin, înger vagabond, hai bătrâne vino de sub orizont. Oh, Charlie Chaplin, hohot interzis, redeschide teatrul ce ni l-au închis. Lăutarii împrumută bani pentru sacâz, cifra noastră de afaceri hohotul de râs. Facem bancă mondială și băgăm în ea râsul sărăcimii triste ca dobânzi să dea. Hai de mine și de mine. Pură-te pe creație, băiete. Nu, e clar. Eu ce am învățat astăzi e un exemplu pentru mine. Și da. Aminte de o melodie pe care noi am folosit-o foarte mult. Și e foarte... Care? Galbenă Gutuie. Care? Galbenă Gutuie. Da. Asta e altă poveste. Noi... Lasă-mă să spun. Datorită acestei melodii ne-am câștigat și datorită inevitabil interpretei pe care am avut-o acolo, o fată din Buzău, Adina. La X-Factor. La X-Factor. Am dat Galbenă Gutuie și am ales piesa asta pentru că trebuia să fie ceva românesc și ceva de care altora le e frică.
Pentru că se spune că trebuie să alegi ceva, nu, Beyoncé, ceva, nu știu. Nu, hai să alegem Galbenă Gutuie. Bineînțeles că toată drama și am luat, dacă am luat un aranjament al lui Bogdan. Da. Al lui Vali. Galbenă Gutuie este una dintre puținele piese care nu s-au scris direct. Adică artista murmurând melodia și Adrian Ponescu scriindu-i versurile. Nica Zaharia, căci despre ea e vorba, ea e autoarea muzicii, o foarte talentată folchistă din Galați, Costache Negri Galați, a venit în Cenacul în 83-84 și la un moment dat tata i-a spus: Nica, hai, fă o piesă nouă. Și ea a găsit în cartea Rezervația de Zimbri, apărută cu 2 ani înainte, în 82, poezia asta. Și în mașină, mergând spre un spectacol, tata i-a zis: Nica, vino cu mine și spune dacă ai făcut niște cântece. Și în mașină i-a zis: da, boss, am găsit o piesă galbenă cu tuie și a zis: cânt-o. Și Nicuța Zaharia, care acum ca orice folkist român trăiește în Australia de multă vreme, o filoloagă extraordinară, o tipă minunată, i-a cântat piesa. Instantan, de s-a întors pe după tătiera de la Dacia, tata, și a spus: excepțional, o capodoperă. O să vezi, diseară o să rupă în stadion. Galbenă gutuie, dulce amăduie, lampă la fereastră, toată viața noastră. Cântă tu. Galbenă lumină, cum și eu băla eram. Mi-a pus mama o gutuie ce se coace încet la geam. Aș mușca-o, dar mă doare, mă cuprind un fel de jinf. Și acum că trece anul, parcă o simt în pătrâni. A fost un incident cu o furăciune de la piesa asta. Tata era în viață și la un moment dat îi spune cineva: domnule, știți că e o solistă de muzică populară, Turcu Preda, cred că o chem, care a scos un disc, Galbenă Gutuie, și tata zice: bă, trebuia să mă sune. Nu, zice că e piesa ei. Poftim! Nu știu cum se face că vorbește în zilele alea tata cu Irina Login. Irina Login mi-a povestit acum câteva săptămâni chestia asta. Mi-a zis: Andrei, mai ții minte când mi-a zis maestru Păunescu să îl pună legătură cu aia care a furat piesa cu... Și au ajuns să vorbească, nu mai știu cum. Și tata îi spune: bine, cucoane, cum? Adică pui pe disc Galbenă Gutuie, versuri, Cristina Turcu Preda. Nu știi că sunt ale mele? Hai să zicem muzica, poate crezi că e populară. Sau dacă nu scrii nimic, puteai să scrii că este folclor. Aș fi înțeles că în Basarabia e chiar folclor piesa asta. Ce a răspuns? Maestre, credeam că eu am scris-o. Ultima încercare din extemporarul tău se numea Beatles. Nu cred. Hai să trecem mai departe. Vrei Beatles sau vrei John Lennon? Vreau niște gândaci. Știi ce? Hai că toată lumea cântă Let It Be, care este o super... N-o să vă cânte Let It Be. Deci, Doamne ferește, cum să cânti așa ceva? N-o să vă cântăm această piesă, care desigur are un refren senzațiu. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Nu o să cântăm asta. Nu, nu o
n-o să cântăm asta. Eu nu știu versul, nu știu versurile, dar mi se pare fabuloasă piesa asta. Ia, care e? O lălăi. What do you think if I sung and I need you to stand up among me? Come on, baby! Let me a reason I sing you a song and I try not to sing. Everybody sing! Ce frumos, ce frumos, trecem la întrebări pentru Ana și Andrei. Canela cu Bon Jovi. Aceste întrebări sunt pentru fiecare dintre voi, trebuie să răspundeți bineînțeles corect și real. Așadar, Andrei, pune următoarele meserii în ordinea care te definește. Muzician, scriitor, jurnalist. Om de spirit. Și ordinea care e asta? Omul de spirit le face pe toate. Pe toate. Fii atent aici. Ana, dulceață făcută în casă sau cremă de ciocolată? Cremă de ciocolată. Îți mulțumesc foarte mult. Imediat vine și dulcele. Dar dulceață făcută de bunica întotdeauna. Da, că le-ai băgat pe amândouă. Andrei, ce întrebare nu ți-a fost pusă până acum? De unde să știu? Mare șmecher, de cap. Draga mea Ana, în afară de tatăl tău, ce personalitate din România te-a marcat profund? În afară de tatăl tău și de fratele tău. Asta vreau să și de mama ta și de copilul tău. N-a fost loc prea mult. Adică am fost atât de în casa mea, cu mintea și cu sufletul. Am apreciat întotdeauna valorile și cred că asta am învățat de la tata. Să-i respect pe cei care au ceva de spus și care pot schimba măcar cu puțin. La anchetă, la poliție, vor nume. Vor nume. Dar nume n-am. Nu, rămâne tata. A spus foarte bine. Te-a învățat să îmbrățișezi tot ce înseamnă românism, tot ce înseamnă cultură. Da. Andrei. De-aia a învățat portugheză și spaniol. Nu, e fa. Deci când... Asta îi spuneam fetiței mele. Zim. Oriunde vei trăi, orice îi faci, orice limbi străine vei vorbi, eu sunt obligată să te învăț bine limba română. Că nu m-ar ierta tata să nu știi să scrii și să vorbești în română. Frumos. Frumos ce spui. Și să știi că știu gramatică română mai bine decât știu gramatică portugheză. Am înțeles mult mai bine niște mecanisme. Obligat. Eu nu te pot verifica și nimeni nu te poate verifica la portugheză. Eu pot verifica, să știi. Bine, ești un poliglot. Poli Timișoara, atenție. Poli. Dragul meu, te-ai gândit vreodată să pleci din România? Da. Vorbesc serios. Tot timpul să plec, dar să mă și întorc. Mă! Gândește-te că eu în 2009, când vedeam că e turneul mondial AC/DC, după ani și ani de pauză, și am zis, trebuie să-i văd, acum ai ocazia, când, dacă nu acum, eu aveam 40 de ani, trebuie să mă duc să-i văd. Am intrat pe site, turneu european, terminat, american, sold out, și am găsit bilete în Noua Zeelandă în februarie, deci peste jumătate de ani. Pentru că Daniel, dragul tău soț, iubit, este și pictor, lucru pe care îl știam, pentru că asta e, eu știu ce face toată lumea din jurul meu. Vreau să te întreb un lucru. O pictură de-a lui Daniel sau o caricatură de-a lui Andrei? Le am deja pe amândouă acasă. Ăsta este politicul, ăsta, negociatorul. Ana, te faci negociator, mamă, spun eu. Le rezolv pe toate. Andrei, care este cel mai arzător vis pe care l-ai avut în copilărie și pe care încă nu l-ai îndeplinit? Păi visul din copilărie era să fiu fotbalist în divizia și să dau gol. S-a terminat cu visul ăsta, deci nici nu mai am. Ce, adică... Să fiu fotbalist, să joc... Ai fost fotbalist? N-am ajuns. Am visat, dar nu s-a îndeplinit. Nu asta era ideea, să nu se îndeplinească? Ana, care este felul de mâncare tradițional românesc pe care l-ai putea mânca și noaptea trezită din somn?
Poate să fie și dulce? Absolut. Mucenicii. Aia. Mi-ai dat un răspuns, mi s-a făcut poftă de mucenici. Da, aia nu moldovenești, aia în zeamă. Care este cel mai bun sfat pe care îl poate da un părinte copiilor săi? Să fie ei înșiși. Ascultă aici. Cu mintea ta gândește că altfel e urât. Capul lui pe umeri ca să nu te plouă în gât. Tu urcă pe scări, dar coboară din pom. Dacă ai un buletin, nu ești și om. Profesor nu te face un catalog, când elevul îți rămâne la minteolog. Tu fii exact cum ești, oricând și orice ai fi. Nu ești părinte, doar pentru că ai copii. Muzica e grea, chiar de-i zice ușoară. Pe cei fără de har, chiar harul îi omoară. Poate că doare, dar o spun în față. Cu talentul te naști, geniul nu se învață. Americanii, nemții, nu-s patrios de paie. Își pun drapelul mândri oriunde, chiar și în baie. Fără de țară, artistul nu-i artist. Îi respect pe toți și sunt naționalist. Hei, hei, fii tu însuți. Chiar dacă te îneacă plânsuți. Chiar dacă ți-e bine, chiar dacă pătimești. Să crezi în tine și să fii exact cum ești. Să crezi în tine și să fii exact cum ești. Asta e un cântec. Aplauze, aplauze, aplauze! Asta l-am scris eu. Asta l-ai scris tu. Da, că toată lumea crede că am scris numai pe versurile poeților... Aferenți. Poeților aferenți, mai ales cel din familie. În poeziile tale preferi rima împerecheată, îmbrățișată sau încrucișată? Rima încrucișată. Nu există și încălecată? Ștefan cel Mare cu chestia aia. Noi, nu, nu. Nu, nu, nu. Stai că ăla n-a făcut doar copii, a făcut și biserici. Și am încălecat pe așa și am ajuns la ultima întrebare. Și am ajuns la Soroca. Care piesă dintre toate pe care le știi? Oh. Ca să, așa. Uite, l-am sat mut în sfârșit. Caracterizează cel mai bine România. Trăiască România și Doamne ocrotește-i pe români. Ok. Și acum, draga mea... Și țara lui impozit vodă. Draga mea Ana, care este poezia care definește cel mai bine România? Nu m-am gândit la asta niciodată. Probabil hai să ți-o că... spun eu. Mă las să ți-o spun eu după ce răspunzi. Spun. Un ajutor de frate, să înțeleg. Dacă n-ai un exemplu concret, vin eu și... Nu știu, eu cred că, cel puțin din poeziile tate... care mi-au fost mai mult în minte în ultima perioadă, aș putea spune Pacient, poezia Pacient. Oh, ce poezie! Care vorbește despre România și despre români, că tata asta făcea. Nu vorbea despre țară singură, totdeauna despre țară cu oamenii ei în ea. Pacient, da. Eu n-am să mă fac bine niciodată, mereu voi suferi de o boală grea, simțindu-mi conștiința vinovată, că nu e totul gata în țara mea. Eu cred că în momentul de față meritați amândoi pentru răspunsurile la aceste întrebări. Meritați amândoi un cadou din partea. Acesta este vinul alb pentru tine. Care tine? Pentru mine. Acesta este vinul la Chateau Valvis pentru tine. Acesta este vinul Chateau Valvis roșu pentru Daniel. Pentru Daniel. Și bine, da, da, da. Și acesta este vinul pe care vreau neapărat să-l încerci tu când ajungi acasă. Mulțumesc frumos. Acestea vi le dau din toată inima. Astea sunt versurile ultimei melodii pe care o vom cânta astăzi. Acesta este... Dar spune-mi, e cel mai lung podcast? E clar. Nu. Nici nu m-am uitat la ceas, nici nu știu cât are e ceasul. Cum să nu fie cel mai lung. Dragii mei, mâine va fi ziua lui Andrei. După emisiune vom mânca tort. Pentru mine a fost o bucurie și o sărbătoare incredibilă faptul că amândoi ați putut veni astăzi. Îți doresc la mulți ani pentru 3 mai. Îți doresc la mulți ani pentru Crăciun. Dar până de Crăciun ne vom vedea. Vă doresc amândurora foarte multă sănătate și iubire. Și vreau ca anul ăsta să vi se împlinească toate proiectele. Cel puțin cele la care vă gândiți în fiecare zi. În fiecare zi ni se întâmplă lucruri simple. Să ne bucurăm de ele. Să ne bucurăm de muzică și de lucruri simple. Vă sărut cu dragoste și abia așteptăm să ne revedem din nou. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Yeah! Inima să-mi fie
Andrei, mamă, Ana, dragoste, vă mulțumesc frumos!